În sfârșit, frate, a venit cea mai frumoasă perioadă din an. Uitați-vă cât de frumos să stau aici la calculator și să mă uit așa pe geam, cât de frumos din geafară, vedeți că s-a pus zăpada, cât de cât pe acolo este totul foarte, foarte bine. Vedeți că am început să ne facem chestiile pe aici. Și uitați-vă la mine cum arată, mi-am pus asta de Moș Crăciun. Zici că sunt Moș Crăciun direct. Bine, am doar șapca, pălăria, cum ar fi de Moș Crăciun, dar după cum puteți vedea, ne-am făcut câteva chestii pe aici, am făcut decorațiuni, dar nu este doar atât, pentru că mai avem foarte multe de pus și am zis să vă arătăm și vouă să le facem cu voi. Trebuie să mă duc la Dar Excel pentru că știu că Dar Excel, adică nu știu nimic de el totuși, dar ceea ce știam eu că am podobit, dar nu știu ce și-a făcut el prin cameră, dacă a început să-și facă toate treburile astea, trebuie să mergem la Dar Excel și să mergem după aceea și la Alice, pentru că și Alice cred că și-a făcut niște chestii. Dacă mă uit așa puțin, pare că să vezi ceva pe acolo sau nu-mi dai o seama, dar hai să mergem acum la Dar Excel să vedem ce face și el, să vedem aici, mă uitați-vă cât de frumos arată totul pe aici, deci ne-am făcut și pe aici, uitați-vă cât de frumos e și chiar abia aștept să facem totul, deci ne-am făcut și pe la baie, peste tot, mă frate, chiar peste tot ne-am făcut, suntem în spiritul Crăciunului, mă, ce s-aude, mă, a dat Dar Excel drumul la lumină. Crăciun fericit, Dar Excel, bă, dar n-a venit, bă, încă Crăciunul, Dar Excel, să zic sărbători fericite, așa se spune, bă, Dar Excel, mă, ce fai, mă, Dar Excel, bă, tu îmi dai condiția, mă, mamă, cum ți-ai făcut pe aici, uite-l pe moșul, Dar Excel, ăsta e moșul adevărat, mă. Da, bă, fie bine, bă, dacă nu mai aduci cadouri, te bat. Da, bă, Dar Excel, nu cred că trebuie să faci așa ceva, că altfel n-ar mai veni moșul la tine, dar fii atent, bă, Dar Excel, chiar, mă, ce cadou ai vrea tu așa de Crăciun, cu ce-i vrea să vină moșul, ți-ai făcut deja scrisoarea lista? Da, deci vreau un PS4, aparent 2 ani, Dar Excel, cum să-ți zice așa, se toai nebunii, Dar Excel, pe el ai în 2 ani nebunii, la Crăciun. În 2 ani? Bă, pleca, bă, bă, 2 ani, mă, bă, cum adică, bă, tot te văd aici, a. Cum, bă, ce fai, mă, Dar Excel, fii atent, hai să vedem, bă, ce se făcă, mă, ce e, mă, să-l auzi din posta, cum cântă, mamă, Dar Excel, cântă, bă, bă, Dar Excel, stai puțin, dar fii atent, știi că noi în câteva zile trebuie să mergem cu Colinda, cu să colindăm cu Steaua, Dar Excel, știi? Da, tu, tu de sărbători vrei să faci glume din asta. Ok, Dar Excel, păi nu mai vine moșul la tine, Dar Excel, o să plece moșul, ce? Dacă faci așa, mă, fii atent, mă, Dar Excel, știi, bă, da, tu știi colindu Steaua, bă, Dar Excel, că trebuie să mergem cu Steaua, dar să nu ne facem de râs, Dar Excel, să ne dea oamenii bani, să răspundă lumea, după, dacă ne facem de râs, Dar Excel, ne vedem pe YouTube, ne vedem pe toate chestiile astea, Dar Excel, să ne facem de râs, Dar Excel. Da, știi? Steaua sus răsari, ca o plapumă mare, Steaua. Nu, ce plapumă, mă, Dar Excel, bă, stai, ia o plapumă, mamă, Dar Excel, bă, dar fii atent, bă, Dar Excel, te-ai văzut, bă, că a început să ningă ca lumea, bă, e totul frumos, bă, abia aștepta momentul ăsta, bă, Dar Excel, aș vrea să se facă mult mai mult, dar, mamă, deci am făcut și astea pe aici, mă, Dar Excel, deci fii atent, că... Bă, ce te-am mai cu capul, Dar Excel, tu ești nebun? Păi nu, din ieșa nu te bam, ia mea cu capul. A, dai cu capul, da, stai, ok, fii atent, mă, Dar Excel, fii atent că mai avem două pus, pentru că nu sunt astea toate. Uite-te pe aici, mai avem foarte multe chestii pe care noi trebuie să le folosim, Dar Excel. Și trebuie să facem cele mai șmechere chestii, pentru că, bă, Dar Excel, nu știu, de tine, dar eu chiar vreau să... Mă, ce fac acolo, bă, Dar Excel, tu chiar nu lași burgeria, bă, dar chiar mă, să fi făcut vreo ediție specială la diner cu burger, Dar Excel, de Crăciun? Da, bă, ia. Ok, deci Dar Excel s-a dus la diner, hai că lăsăm, hai să ne apucăm de făcut toate, bă, Dar Excel, vine, bă, înapoi, da, deci vedem că Dar Excel chiar a plecat la diner, mă, uitați-vă și pe Alice, mă, ce face, mă, Alice acolo, bă, Dar Excel, uite-o pe Alice, ce face aia acolo, bă, Dar Excel? Bă, ia stai, mă, alo, Alice, ești bine? Nu te bagă în seama, Dar Excel, pentru că cred că nu vrea, bă, Dar Excel, acum, cred că are și-a treabă, uite, bă, că am început să-și pună instalația, toate chestiile astea, chiar sunt curând ce o să-și facă și ea, dar hai să continuăm noi aici, Dar Excel, pentru că avem foarte multe chestii de făcut, Dar Excel, trebuie să ne facem frumos. Ia câteva chestii pe care tu vrei să le pui pe aici prin casă, Dar Excel, pentru că iau și eu niște chestii pe aici și chiar vreau să facem ceva super, super frumos, pentru că... Bă, Dar Excel, nu abuzat, deja am pus de-astea, câte mai pui, bă, Dar Excel, tu ai nebunit, ia fi atent, uite-l pe ăsta aici. Mamă, Dar Excel, cum arată ăsta, uite-te câtă șmechere, Dar Excel, nu arată bine, mă, ce fai, mă? Da. Așa, bă, nu se pune aici, uite-l, punem aici. Bă, da, și mai punem și tot aici, cum am pus mai devreme. Ia, mă, ce e asta, dacă punem asta undeva pe aici. Mă, ce sunt astea? Ok, Dar Excel, nu știu, sunt niște chestii ciudate astea, în fine. Hai să dăm, asta este o asta. Mamă, uite cât de mișto arată asta, Dar Excel, fii atent, asta nu pun aici, o pun direct aici și punem și în partea asta. Bă, cât de tare arată, bă, Dar Excel, uite-te, mă, șoseta. Da, mă, ia să-i, bă, Rafale, uite, vâsc, uite, ce vâsc, hai să ne pupăm, ia.
Bă, 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 pleacă, mă, tu te pupu, bă, dar să le trebuie să ai o gagică, să te pupu, ia să văz, nu cum e, bă, dar să le tu ai nebunit, ia să vedem, mă, deși atent că putem să punem niște chestii super, super tari pe aici, dar altceva ce mai avem, mă, dar să le fii atent, mă, duc la mine să pun chestia asta, că e o chestie super, super tare, bă, dar să le mă, că mă enervează, sincer, ai uitat, ați văzut ce chestii face, dar hai să vedem, să punem ăsta undeva pe aici, pe undeva, ia stai, mă, să văd, bam, bam, mă, uitați-vă cât de tare, dar să, dar să, dar să, dar să, unde ești, mă, vină represară, ce-am făcut, ok, deci dar să nu vrea să vină, ok, mă, uitați-vă cum arată ăsta aici, ia dacă punem și chestia asta aici, ok, avem un mic copacel așa cum ar veni, arată super, super interesant și mai avem pe aici niște luminițe pe care, bă, nu cred că ar mai trebui să mai pun, sau hai că punem așa să fie frumos aici de design la intrare, facem totul foarte, foarte frumos, mai pun o chestie de asta undeva fix aici, cred că arată foarte, foarte bine și aș vrea să mai pun un de asta fix aici la mine în cameră, mai pun și în colțul celălalt și mai avem foarte multe chestii pe care încă nu le-am luat, trebuie să mă duc din nou, chestia, mă, ce facem ăla, iar și-a dat drumul la drășile, mă, deci, dar să-l și-a luat, mamă, de ce o să fie, bătaie de cap cu bradul pe care l-are, dar să-l trebuie să facem și noi bradul nostru pentru că ăla e bradul, dar să-l știi, mă, ce ți-i fac cum apa aici, bă, dar să-l, ce fai mai aici? Ce, bă, lasă-mă, bă! Dar să, dar știi că mai sunt alte chestii, nu sunt doar chestiile astea, nu poți să vă lăsi și tu altceva. Mă, ce fai, mă, te pui la somn, dar să le? Nu, bă, lasă-mă, fii atent așa. Ok, hai că-ți dau drumul ăsta. Mă, dar stai puțin, dar să le, dar să le, am să te întreb ceva. Bă, dar tu nu te-ai mai schimbat de costumația de la ziua ta, dar să le, tu chiar așa ai rămas cu ea? Păi da, bă, că-mi place, bă, Rafael, îmi place. A, ok, ok, hai că-ți dau drumul la asta, joacă sau hai că nu mai dau drumul la nimic, hai să vedem. Da, deci vedem că dar să le-a dat drumul. Uitați-vă câte chestii a pus dar să-l pace și bate joc, mă, nu, că trebuie să le iau pe asta, că sunt foarte, foarte multe chestii aici. Și deja mă enervează dar să le, că el nu știe, bă, și bate joc, dar stai să vedem ce mai avem pe aici. Bă, dar să le, stai un puțin, ia, mă, câte chestii mai avem. Mamă, fii atent ce am găsit pe aici. Opa, 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 dar să le, și trebuie să punem și bradul de Crăciun, trebuie să punem mai multe chestii, bă, dar să le, pentru că tu ți-ai făcut brad, dar trebuie să-mi fac și eu brad, dar să le, practic aș vrea să facem un brad. O să, de fapt, eu mi-am pus la mine un braduleț. Mă, ce faci mai aici, dar să le? Așa. Mamă, mamă, pui și asta, ok, 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 da, că avem și de asta, ai dreptate, dar să le, ia să vedem. Opa, stai puțin că am pus asta greșită aici, lumânarea asta, mamă, cât de tare e interesantă și chestia aceasta. Cred că, cred că le pun fix aici, ar arăta foarte, foarte bine, face și lumină după cum putem vedea. Și hai să vedem, mă, ce mai putem mă lua de pe aici, bă, dar să le, da, aveam și eu un brăduleț, deși e brădulețul ăsta, cred că ăsta și știi că mai era un brăduleț, nu vreau de ăsta, mă, dar să le, eu vreau să, bă, dar să le, unde e bradul, mă, celălalt, de ce-i fără bradul, dar să le, dă-mi-l încoace. A, nu tu, nu tu, ok, dar să le, hai să terminăm toate chestiile. Mă, vorbește-mă frumos, dar să le, deci trebuie să terminăm toate chestiile, hai să mai pun niște de-asta, ia mă, ce e ăsta, ia cum ar arăta, dacă îl punem undeva fix aici, ia să vedem. Mamă, mamă, dar să le, dar să le, vină repede, vină repede, sunt, dar să le, vină repede, vină repede, uite cât de mișc, mamă, dar să le, vină repede, dar să le, dar să le, vină repede, mamă. Hai, mamă. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, pune-te pe el că poți să... Da, dar să-l poți te pui pe el, cred că, dar să-l ia pune, băi, bă, dar să-l... Am treabă, am treabă, bă, lasă-mă că am treabă! Da, deci dar să-l are treabă, revenim, o să fac toate treburile astea, aici trebuie să ne apucăm să facem, să ne ducem și la Alice, chiar sunt curios ceea ce a făcut și Alice și da, terminăm toate decorațiunile astea și mergem direct la Alice și după vreau să mergem, pentru că am văzut ceva super, super interesant, dacă ne uităm aici pe geam, vedem că pare că a înghețat totuși, dacă vă uitați așa puțin, pare că a înghețat totuși, nu știu, spuneți-mi mie, dacă credeți că a înghețat apa, pentru că vreau să ne dăm acolo pe gheață, să ne jucăm foarte, foarte frumos și da, hai să terminăm chestiile astea. Bă, dar să le, cum mă, tu, bă, dar să le, unde ești, mă, tu, dar să le, de ce mă scuzi, dar să le, tu m-a scuzi pe mine cumva? Nu, 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 eu nu, nu, nu. Mă, ce se, mă, bă, dar să le, cum arăți acolo, ok, ok, în fine, lasă, dar să le, hai să terminăm toate treburile astea, dar să le, să mergem direct la Alice, să vedem ce a făcut și ea. Fii atent, bă, dar să le, înainte să mergem la Alice, înainte să mergem, am o surpriză pentru tine, ia uite, bă, dar să le, niște bomboane, o acadea și o bomboană, dar să le, specială de Crăciun pentru tine, dar să le. Mamă, iam, gata, bă, Rafle, fii atent, acum, hai la, la Alice. Da, merge la Alice, dar nu mai țipa așa, dar să le, că mă sperii, în fine, hai să mergem, mă, ia, bă, dar ce-mi făcut? Alice, mă, ce-mi faceți, bă, cum mai sunteți, bă, am venit eu acasă. Alice, Alice, ce la mulți ani, bă, bă, ce-ai, bă, du-te de aici. Mă, stai, mă, puțin, bă, dar să le, în primul rând, bă, ce-ai pus, mă, tu aici, ai pus toți ăștia de aici, dar să le, bă, tu ești dement, cum ai pus atâția? De unde aveți atâta zăpadă să facem? Dacă mă, dacă mă uit și la Alice, mă, Alice, și să-i pus, mă, au venit 1000 de moși Crăciun la tine, mă, pe casă, dar Alice? Bă, păi, dar eu atâtea cadouri bere, ce-o să vezi ce cadouri am eu în cameră, dar da, da, nu contează la mine, hai, peste voi, ha! Bă, stai, mă, puțin, stai, puțin, stai, puțin, bă, de ce intră, mă, bă, bă, dar să le asta nebuni, pe bune, mă, să vede că n-am mai fost de mult pe aici, știi că ea, dar să le, dacă a fost plecat, în fine, mă, tu de unde ai, mă, că ți-am dat doar una, n-ai terminat, mă, dar să le? Nu, n-am nevoie,
Așa, mă, Alice, fii atent, hai să facem prezentarea frumos de la ușă. Intrăm așa foarte, foarte frumos. Ia uite, intrarea pe aici și așa arată. Uite cât de mișto arată holul ăsta, mă, ce părere ai tu despre? Că mie îmi place, arată genial tot. A făcut, dar să-l facem mișto de tot. Bă, nu știu, bă, ați făcut aici multe chestii, dar cam urât așa, ce-i pe aici? Ia, da, hai să vedem la Darusele, mamă, Darusele, câte chestii ți-ai pus, Darusele, nu o să înțelege nimic de aici. Bă, bune, Darusele, dar de ce abuzezi așa de toate? Nu, nu, ce... Eu le-am aprins. Da, uite Alex ce mare, dar să le aici, uite ăsta aici frumos, casa asta, de globul cum ar da, veni. Da, de... așa, da, păi da. Da, 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 și acum okay, hai să mergem okay, la mine, hai, deci avem și pe aici, avem pe aici, aici nu e interesant nimic, hai să mergem sus la mine să vedem cum o să fie. Ia uite mă Alex, wow, aici, uite. Wow, 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 mamă, regule. Ia uite, poți să te dai pe ăsta foarte, foarte frumos, ia uite călărești aici, te joci, toate, toate cele bune. Așa, lasă, lasă-l pe Darusele, lasă-l pe Darusele, hai să-l prind și la mine în cameră, cam așa arată și la mine în cameră, cam asta e și vreau să mergem și la tine acum, Alex, ce părere ai tu de cum arată pe aici? A, da, da, bă, nu știu, aveai să-și pe niște șosete, așa, da, 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 ok, da, ok. Da, stați puțin, fiți atenți că am văzut ceva, veniți înapoi, veniți înapoi, mă, veniți mă înapoi, unde vă duceți, Alex, vină înapoi, vină înapoi ca să-ți arăt, mă, bă, Darusele, unde a plecat mă aia? Nu știu! A, ok, așa, mă, fiți atenți, veniți încoace, veniți încoace, fiți atenți aici. Stai, 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 că stai, unde? Așa, hai să mergem. Mă, ale furia, ok, deci stai puțin, stai puțin, Alice, că vreau să arăt ceva, pune aia înapoi, pune aia înapoi, că vreau să-ți arăt ceva, în afară de asta, vine, vine. Bă, dar de ce am fi, măi, așa, mă, uite, 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 uitați-vă puțin, după ce venim de la tine, Alice, după ce vedem ce cu tu, ne ducem direct acolo, pentru că după cum se pare, păi, hai, 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 la mine, la mine, cu Caută pe aici prin aer, dar mă rog, Alice. E de jucărie, e așa de decor, dar haideți în spate înainte să intrăm în casă, că așa e. Ai făcut și în spate, mă, chestii, bă, dar la unde plecam, mă, s-a dus deja în spate, bă, dar să-l parcă știe, mă, dar să-l parcă mai fost pe aici. Mă, ce sunt, ok, deci ai pus asta pe aici, pe și atât ai pus tu prin spate, Alice. Și uite, și luminițe, și aici, luminițe. Ah, da, și oamenii aia de zăpadă, pe acolo, mamă, și aici n-ai făcut nimic, în fine, hai să vedem, Alice, acum arată-ne și în casă, hai să mergem în casă, pentru că chiar suntem curioși. Mamă, dar ai pus și ren, ai pus toate chestii, bă, arată, bă, simțin, că sunt curios de ceva, Alice. Mamă, cum arată aici cu mașina asta, ar roșie de Alice, bă, așa de Crăciun, bă, arată genial, mă, Alice, ai potrivit totul. Mamă, ai pus și instalații pe aici, bă, Alice, bă, ești șmecher, rău de tău, bă, dar Alice, dar tu ai mai șmecher decât noi, noi n-avem garaj, noi n-avem de-astea. Păi da, știu că n-aveți bani, oricum, uite, uite aici, ce frumos. Da, wow, foarte amuzant, ești tu, dar se dă ăsta de aici, așa, gata, ia să te, mamă, deci moș Crăciun pe aici, mamă, cine e ăsta, Alice, mă, cine e ăsta, ce caută ăsta aici? El e unchiul meu, Fred. Bă, acum ești afară, gata, gata, tu nu mai ești, căută aici, afară, ești afară, ești. Ok, gata, Alice, l-ai dat afară, pe bine, mai bine că l-ai dat afară, ești din ce fel, mama, 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 deci ăsta se, da, mama, deci ai făcut și brad, mă, e alb așa. Și ăsta cântă la fel ca lui Darusele, pe bune. Exact, exact. Ok, nu, nu vreau să aud asta așa, mă, ce mi-ai făcut? Mi-ai făcut ceva la tine pe sus, de... Mamă, câte chestii și-a făcut Alice pe aici. Mamă, și pe aici și-a făcut Alice. Ia să de... Ma... Bă, astea sunt în aer, Alice? Nu, sunt puse deasupra, tu nu vezi? Alice, uite-te ce-ai făcut aici, ți-ai spart mai acolo. Ce-ai făcut acolo? Uite-te puțin că vine, intră zăpada pe aici. Pune repede acolo, Alice, ce-ai făcut? Păi, nu că n-am. Oricum, vezi cât de cuminte am fost, ia uite, uite câte cadouri am primit. Da, dar știi că nu e Crăciun acum. Știi că astea sunt alea puse de tine așa la mișto cum ar veni. Hai mă Alice, crezi că mă crezi fraier pe mine? Ok, hai să de... Deci ai făcut toate astea și acum. Pe unde a plecat mă ala că trebuie să mergem acum să vedem acolo, să ne dăm cu alea că e foarte, foarte frumos afară, arată totul foarte, foarte bine. Pe Alice îmi place, chiar îmi place. E ok, e ok. Pe unde a plecat mă dar să la Alice pe bune? Mă, da, deci nici Alice nu vine după mine, nu știu care este faza. Am rămas singur. Aia, mă duc singur acolo și vedem ce se mai întâmplă. Mă, ce faci mă Alice? Unde e dar să? Nici nu știu, dar nu vreau să-l văd că mi-l omoră pe Fred. Da, 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 da. Bă, da, unde a plecat mă?
ăla, pe bune, adică o fi la diner, nu cred că e la diner, dar pe bune, hai să mergem noi, Alice, lasă-l pe dar, hai să mergem noi acolo, aia, dar să-l pierde totul, mergem foarte, foarte frumos și bă, Alice, fii atentă, bă, îmi place rău de tot, bă, Alice, vrei să mergi cu noi la colindat, adică eu cu Darcel o să mergem la colindat pe 24. Să merg la colindat, nu știu, îți pare tentat, dar zi-mi dacă-ți place cum cânt. Da, Alice cânt așa de bine încât abia te aud. În fine, hai să mergem acum repede. Mă, dar uite-te ce și-a bătut, dar să le joc cu oamenii ăștia de zăpadă. Dar mă rog, în fine, a pus o grămadă de oameni de zăpadă. Cred că o să-i scot, eu nu știu care este faza. Mă, Alice, mai fii-mă după mine sau unde te duci? Păi, dar nu mă vezi în spatele tău, bă! Așa, cum mai să vedem aici, mă? Bă, dar unde-i mama la bătare să le cric eu unde? Cred că a... Ia, mă, ia să vedem. Bă, uite-l pe dare să le uite-l, bă, uite-te puțin la el, uite-te la el, el deja a ajuns aici. Bine, yeah! Iupi, Kazui, yeah! Ma Nu știu. Hai, Băi, rapid, hai. Mă, stai, mă, puțin, mă, stai, mă, îi spargi gheața peste tot. Ok, deci Alice, vedem că nu știe să se dea nici pe gheața, nici că venim să ne dăm pe gheață, dar să-l nu știu ce face, vedem că dar să-l stă aici, nu mai vorbește, nu mai face nimic, dar să-l stă aici, zici că e, mă, Alice, ce are, Alice, vină cu aceea, Alice, mă, ce faci, mă, dar voi ce-ați plănui să faci, mă, ce, mă, dar să-le, ce ai făcut până acum, de ce să te ai acolo pe loc? Eu mi-am regândit viața și fiind dână bărafaie. Ce? Da, știu că te cheamă Darusel, așa. Da, e șmecher, bă, da. Stai puțin că, bă, hai să ne întâmplă. Stai, mă așteaptă, bă, stai puțin că Alice, uite-te puțin că Alice, uite-te la mașina de mei, băgată. Tu uite-te cum a rămas, că a luat-o gheața aici. Bine, nici n-a putut să ia pătrată, ce bine, mă, da. Alice, de ce, care a fost motivul tot să-mi bagi mie mașina aici, în zăpadă, practic. În zăpadă, doamne, în apă. Pentru că ești foarte enervativ. Enervativ, ok, un cuvânt pe care nu l-am mai auzit scris voi. Băi, eu nu înțeleg, nu știu dacă știți voi cuvântul ăsta scris acolo. Mă, cum scoateți la mașina aia dacă... Ok, nu mai înțeleg nimic, în fine, hai mă, Darcel. Mă, ce fac? Da, uitați-l la Darcel pe bun. Da, aruncat în partea aia, așa, mă. Hai să fiți atenți, hai să luăm toate astea pe aici și să ne dăm, să facem întrecerea pe aici. Da, deci n-am cu cine să fac întrecere. Cred că o să fac întrecere singur. Hai că ia barca asta foarte frumos și mă dau pe aici. Yeah, iupi. Bă, ce faci acolo, bă, dar... Bă, aici e apă, mă, nu s-a făcut... Ok, interesant. Păi și noi cum urcăm înapoi, Darcele, că văd că nu prea merge, Darcele. Stai, ia schemă. Da, schemă, nu, eu știu bă, să facem curse. Asta am zis eu, să facem curse, dar voi ce faceți, că vă duceți de nebun pe acolo. Ajutor, urcă sus, urcă, Darcel, deci nici nu are nevoie de ajutor să vede. Bă, sunt prea gras, stai în ura, o să cam... Bă, ce... Mamă, ce amuzant e ăsta, Alice, hai să lăsăm la... Alice, unde Darcel? Alice, ce-a pățit Darcel? Mare, în pace, hai noi să facem cursă. Mă, ce zici, mă, stai, nu te-am auzit, mă, Alice. Ok, hai să facem cursă, hai că iau asta la Darcel, bine că plec acasă, nu mai pun pe a mea, să nu mă mai chinui sorii pe aici. Hai, mă, Alice, să facem o cursă, fii atentă din partea asta până în partea aia și înapoi, Alice, da? Hai, vino aici. Da, deci, atentă. Vino tu la mine, că mie mai greu, că na. Bine, gata, hai să dăm pe aici, deci fii atentă, dăm așa foarte, foarte frumos, mergem așa, mă, dau în spate. Și acum 3, 2, mă, stai mă puțin. Deci eu sunt, mă, Alice, până în fața aia și înapoi, da? Până la, înapoi, da? Hai, 3, 2, 1 și gata, am plecat, mă, ce faci, mă, Alice, bă, nu pleci, mă, opa. Nu-i corect, că nu eram bine, din nou. Mai bine, din nou, că deja am căzut pe partea asta, în fine, nu mai zic nimic, sincer. Alice, gata, uite, ne-am pus aici foarte frumos, îi dăm până în față și după îi dăm înapoi, da? Da, hai, 3,
pregătită. Păi pregătită, am zis, n-am zis că nu mai dar să dar să sau amură, dar să face drăcie din ăla, dar să da. Bine, bine, gata. 3 2 1 și hai să dai să ne papa. Mamă, nu stai puțin că trebuie să mă duc până în față și după să mă întorc înapoi. Să nu ca. Mă, ce fac? Bă, mica că stai Alice, a căzut. Bă, a căzut în parte. Bă, am ajuns, Alice, unde ești? Alice, bă, poate unde s-a asta? Bă, Alice, unde ai câștigat, mă, că n-ai câștigat nimic? Bă, unde, da, uitați-vă puțin, Alice, a câștigat, a ajuns, nu știu unde a ajuns, în fine, dar, da, nu știu care este faza, văd că am rămas singur, Alice a plecat așa, nu știu pe unde e, zice că a ajuns, în fine, nu mă mai interesează, mâine o să fie o surpriză super, super tare, în care vreau să facem un Secret Santa cu Darusel și cu Alice, pentru că, știți că vine și Crăciunul, momentan nu e Crăciunul, uite că a venit Alice, Alice, ești ok? Cum să faci așa ceva? Cum să faci focul pe gheață, Alice? Ești ok? Da, uitați-vă la Alice, nu mai zic nimic. Să nu mai fie gheață, gheața n-are ce căuta aici. Ok, Alice, mâine o lasă, o să vezi tu ce se va întâmpla. Mâine, în fine, Hei, pe mine o cheamă Darusel și sunt cel mai șmecher. În sfârșit o nouă zi, abia așteptam ziua aceasta. Cum să e de tot, este foarte, foarte frumos. Uitați-vă aici, bă, îmi place, frate. Iarna chiar e mișto, scrieți voi acolo în comentarii. Chiar sunt curios de părerea voastră dacă vouă vă place iarna, dacă așteptați Crăciunul să vină. Pentru că la noi o să vină puțin mai devreme. Bine, nu o să vină chiar Crăciunul, dar astăzi vreau să facem Secret Santa, să ne dăm cadouri între noi și de Crăciun fiți atenți că o să le fac eu, o să le pregătesc eu un prank super, super tare, dar nu vă zic prea multe. O să vedeți despre care este faza. Dar acum hai să mergem că i-am chemat pe Darusel și pe Alice. Sunt aici jos amândoi și să ne jucăm și noi aici foarte, foarte frumos, pentru că am făcut aici de Secret Santa o chestie. Alo, ce faceți aici? Vă jucați, bă, de ce a spus de-astea în cuietări pe aici, să nu poți să intru în primul rând? Pentru că tu n-ai voie aici, e petrecerea copiilor. E petrecerea copiilor? Să plec? Bine, aveam eu o idee super mișto, de Secret Santa, să ne facem cadouri între noi, dar poate nu. Da, gata, vreau cadouri, veniți înapoi că vreau să vorbesc ceva. Da, uitați-vă puțin, cu cine vreau eu să fac, bă, cred că aș avea nevoie de alți prieteni, sincer, că uitați-vă puțin. Mă, dar să le, în primul rând, cine a venit cu ideea să pună chestiile astea aici ca să nu poți intra? Ce facem, Alice, ok, dar să le, hai să așteptăm pe Alice aici, că deja mă cam enervează, sincer, nu putem să facem noi ce trebuie, că nu vine, mă, dar știi, atent, mă, vină puțin, că, dar vreau să vină și Alice, nu știu care este, bă, unde a plecat mai aia, mă, dar să le, mă, după ea, repede, Alice, ce? Cantina, stai! Am 1, 2, 3 și bam! Ok, dar să le, ai învățat magie, noi vrei să spui? Mă uitam la un cadou, bă, nu, lăsați-mă că trebuie să cumpăr! Ce cadou, mă, Alice, că nu trebuie să cumperi nimic, ai răbdare, că tu nu știi cui trebuie să cumperi! L-am cumpărat și acum l-am furat și o să zic că de fapt nici măcar nu-mi pasă, haide, ce vreți? Ok, veniți înapoi, în primul rând, înainte să începem, ce trebuie să facem noi? Astăzi vreau să vă întreb cine a venit cu ideea să pună chestiile alea, că, adică nu vă zic încă, dar vreau, da! Dar vreau să știu. El a vrut. Uite, mi-a dat și burgeri. Ok, cine a venit cu ideea? Vreau să spun că e foarte prost, pentru că a fost foarte ușor să intru, n-a știu să le pun. Adică să vă simțiți care a pus astea. El a pus, vezi? Te-ai simțit, tata. Bă, ce e iața asta? Da, bine, lasă. Ok, stai puțin. Mă, Alice, ce-ai cumpărat? Că nu știi ce... Mă, Alice, tu ai făcut vreodată Secret Santa? Știi măcar ce înseamnă Secret Santa? Da, păi trebuie să trag acolo un bilețel, să văd cine pică și să-i iau cadou. Păi da, și cum i-ai luat tu cadou dacă noi n-am tras niciun bilețel încă? Păi nu contează, eu am luat un cadou, de fapt l-am furat, dar nu contează, că e făcut pentru oricine. Ok, fiți atenți, puneți-vă aici jos, pentru că am o surpriză pentru voi. Vreau să vă explic care este faza. Mă, Alice, ce faci acolo, mă? Alice, ia, ce mai fure, Alice? Da, din mașina de spălat, să iasă bilețelele, practic. Alice, vină, fii atent aici, deci fiți atenți. Astăzi vreau să facem un Secret Santa, să vină cum ar veni Moș Crăciun mai devreme, adică să facem noi, să fim Moș Crăciun între noi. Ne-am luat astea foarte frumos un timp, dar Darusel, nu-ți mai dai costumul ăsta jos, Darusel? Nu, bă, îmi place, îmi place.
faci? Hai, hai, de acolo! Bine, bine, bă, stai puțin, bă, înainte să dăm aici, deci atenți. Aici am pregătit 3 bilețele cu numele Darius L. Rafael și cu Alice. Și fiți atenți, astăzi o să facem, o să dau eu primul și cine pică, n-am voie să zic și trebuie să mă duc să-i cumpăr cadou. Iar după aceea, la sfârșitul zilei, după ce am cumpărat toți cadourile, ne revedem fix aici unde am fost sau ne revedem, ne revedem aici cu cadouri pentru persoanele pe care le-am primit cum ar veni și n-avem voie să spunem cine pică. Adică, dar dacă vreau să pică, practic, să dai, să îi faci cadou lui Alice, tu n-ai voie să spui, ok? Ok! Dar nici mie, eu primul, dacă nu, nu mai facem nimic, Alice nu mai face nimic, lasă-mi pe mine, dacă nu, nu mai facem nimic, ok, ok, nu zic nimic, cine a picat, acum fiți atenți, faceți voi piatră, fac fiecare întâi între voi, ca să vedem cine o să, mama Alice, nu se face și hai că dăm din nou, pentru că, mă, stai puțin, că trebuie să dați pe rând, că altfel, uite, eu am văzut ce a picat, deci facem din nou, deci fiți atenți, pe rând, eu primul, după, faceți voi piatră, fac fiecare întâi, faceți acum. 3, 2, 1, dă-te. Mama, stai puțin, mai ales piatră, fără cărtie, am spus, bine, dar nu mai stai aici, că o să le iei iară tu pe toate, băi. Păi, faceți piatră, fără cărtie, am zis, asta e normal, că... Păi, dar de ce, că eu trebuie să dau, am zis, eu dau primul și voi faceți piatră, fără cărtie, cine o să dea dintre voi și dați-vă, stați voi aici deoparte. Așa, ok, dau 3, 2, 1, ok, interesant, deja știu ce să cumpăr. Nu, nici n-ai dat, stai puțin, Alice, bă, piatră, fără cărtie, am zis, să vedem cine câștigă, hai, 3, 2, 1 și piatră, perfect. 3, 2, 1 și am câștigat. Ok, nu mai zice nimic, dar să ce s-a rămas acolo să nu spui la nimeni și aia o să rămână, ok? Ok. Cred că avem voie să ne dăm cadouri la 2, nu? Doamne, Alice, tocmai ce am spus să nu spui nimic, dacă ai picat, tu îți faci cadou singură și gata, dar tocmai ai spus, asta înseamnă că deja știu, nu, trebuie să le punem înapoi, mai ales, să vede că nu știi. Nu, că nu mi-a picat asta, eu doar l-am întrebat. Nu, dăm din nou, Alice, că nu mi se pare normal ceea ce ai făcut, în fine, dăm din nou aici, pune-l și tu acolo și lasă-mi pe mine și după lași pe Darusel ca să nu mai spui tu ceva, ok? Da, bine, hai. Așa, gata, dați-vă la o parte să dau eu primul, dai eu primul, 3, 2, 1 și să vedem, ce să cum. Dați-vă la o parte de aici, că nu merge, dar să uite, ok, îmi place, acum e rândul lui Darusel, Alice, dă-te la o parte, pleacă. Am ales, dar nu mai țipa, că nu te aud, Alice, dacă țipi așa nu te aud, ca să știi. Dar de ce nu eu prima? Ok, gata, Darusel a dat, acum e rândul tău, Alice, acum e rândul tău și să nu spui nimic, da, de data asta, ok? Bine, da, gata, hai, am plecat, v-am pupat, pa, copilaș. Bă, Darusel, stai puțin, bă, tu ai idee ce să cumpere așa, mă, adică nu spune cu ei cine a picat, dar ai idee ce să cumpere așa? Da! Ce cumperi? Adică nu spune, adică, mă, ce idee ai, mă, Darusel? Bă, da, da, dar vorbește și tu mai tare, Darusel, că nu te aud, sincer, adică... Da, ok, pa, ok, deci am enervează, știu care este faza, am picat eu, pentru mine este bine că am picat să-mi dai eu cadou și ăștia înseamnă că o să-și dea cadouri, mă, dar asta să puțin, dacă Darusel i-a picat să pice tot el, să... dacă de fapt nu trebuie să ne dăm cadouri între noi la fiecare, cum ar veni, asta ar fi foarte, foarte amuzant, sincer, dar nu știu, hai să-mi cumpăr ceva, nu știu de ce aș avea eu nevoie, aștept să mă uit așa puțin pe calculator să intru aici, să mă uit așa, idei de cadouri să fac practic, pentru că n-am absolut nevoie de nimic, sincer, cred că o să-mi cumpăr ceva de mâncare, pentru că asta cred că am nevoie, sincer, altceva nu prea am ce să-mi cumpăr. Mașină am, că am făcut rost de ea atunci cu Darusel, știți, chiar dacă mi-a aruncat Alice mașina aia, am făcut rost de altă mașină. Altceva nu știu ce aș putea să mai cumpăr, să-mi cumpăr mie, dar mă rog, hai să vedem acum, să mă gândesc așa la un cadou, dacă găsesc o idee bună, îmi cumpăr, dacă nu, îmi iau doar de mâncare și cam atât, sincer. Bă, mi-a venit o idee să merg pe la mall să vedem ce putem să găsim pe aici. Vedem că pe aici ninge, bă, dar frate, nu prea se vede, nu prea e zăpadă pus, adică ninge mai puțin după cum se poate vedea pe aici. Bine că ninge la noi totuși, dar hai să mergem aici să vedem ce putem să ne cumpărăm, să ne... Ce faceți aici? Ce căutați, mă, toți la mall? De ce ne-am intersectat în același timp la mall, e întrebarea mea. Păi, aia e întrebarea mea. Alex, trebuie să-i faci cadou, dar să-l sugui, trebuie să-i faci cadou. Adică nu spune, dar te-ai gândit așa la ce cadou să cumperi sau? Eu deja am cumpărat 3 chestii, hai, pa! 3 chestii, ok, da, mă, dar să-l, mă, ce faci, pă, dar să-l, tu ce cumperi, mă, de aici, ce cauzi ai aici la Dan, Nu contează. Ok, deci vedem că, bă, dar știți care este faza? Nu știu ce am eu presimțire că noi trebuie să ne cumpărăm cadouri între noi. Adică eu să-mi cumpăr mie, dar să-l să-și cumpere lui și Alice să-și cumpere ei. Mamă, ar fi foarte, foarte amuzant, sincer. Nu știu cum ar fi putut, dar ia să vedem ce putem să luăm pe aici. Bă, frate, eu n-am un laptop. Cred că mi-aș lua acum, mi-aș cumpăra un laptop, sincer, pentru că n-am un laptop și aș vrea să am și un laptop. Aici, prin partea asta, calculator, n-am nevoie. Bă, arată interesant ăsta, mă, parcă mi l-aș lua pe ăsta, dar de fapt nu cred că ar da bine la mine. Deci, cred că mai degrabă mi l-aș cumpăra fix pe acesta,
da cel mai bine la mine sau unul din astea două, în fine, dar altceva nu cred că aș avea ce să mai cumpăr. Și până afară de laptop, cred că o să mai cumpăr, cred că o să mai cumpăr mâncare și cam atât, sincer, pentru că absolut nu știu ce să cumpăr. Deci dacă eu nu știu ce să cumpăr, chiar dacă m-ar fi picat altcineva, chiar sunt curios dacă dar să ar fi știut ce să cumpere mie, dar mă rog, sincer, nu prea există metode de astea. Acum vreau să cumpăr calculatorul acesta, adică laptopul. Bă, cred că la leg pe ăsta din dreapta, nu știu să scrii și voi acolo ce alegere ați fi făcut, dar eu cred că la leg pe ăsta, sincer, dar da. Hai să luăm și după să mergem la diner să ne cumpărăm și de acolo mâncare, pentru că astăzi chiar n-am mâncat deloc și chiar mi-e foame. Gata, mi-am făcut toate astea. Acum mă duc la diner să comand și eu pe aici foarte, foarte frumos, să-mi iau de mâncare. Practic am nevoie și de mâncare. După cum puteți vedea, mi-am luat și aici cutie de cadouri, cum ar veni să-mi împachetez foarte, foarte frumos cadoul meu, adică laptopul pe care, adică băi, e foarte, foarte bine că am picat eu, că așa nu regret, că practic banii pe care îi dau fiind tot mie, adică sunt ai mei, îmi iau ceva ce mie de folos. Bine, nu cred că o să fie prea de folos laptopul, dar mă rog, în fine, hai să mergem acum la diner. Mamă, cât de mișto arată și dinerul pe iarnă, bă, arată totul foarte, foarte frumos, îmi place rău de tot. Uitați-vă cum a înghețat acolo, cum sunt țurțuri aia pe diner, bă, arată genial, sincer, dar hai să mergem înăuntru, că deja este și frig și afară și de fia nu o să fie prea bine dacă e frig, mă. Bă, ce faci? Veni la diner! Bă, ce faci, mă, dar răsele? Mă, ce cauți aici, dar răsele, în primul rând? Eu am cumpărat dinerul, yay! Cum adică ai cumpărat, mă, dinerul? Bă, dar răsele, mă, că trebuie să facem Secret Santa, tu ce faci? Și, bă, dar răsele, lasă-mă treaba, ok, vrei să mănânci burgeri, în fine, aia, mă, dă, ia, dă-mă mie comandă, dar răsele, vreau și îmi dăm și mie niște burgeri, dar răsele, cu cartofi prăjiți și cu o salată, dar răsele, asta vreau. Stai, aici burgeri, aici numai burgeri. Mă, ce faci, mă, la... Bă, fetele, bă, Rafael, eu nu mai am cartofi, am doar burgeri. A, deci ai doar burgeri, ok, ok, mă, mulțumesc, bă, dar stai puțin, dar răsele, ce cauți aici? Nu mai cumperi cadouri, nu mai faci nimic, ce faci aici? Dar am terminat! Ce-ai terminat? De cumpărat! Păi și cadourile unde sunt? Nu le-ai... Bă, dar răsele, hai să fii atent, fii atent! Dacă ai terminat cadourile, du-te acolo acasă și ascunde-le pe undeva, dar răsele, să fie ascunse, să nu ne dăm seama și să scrie numele pe ele, ok? Ok, pa! Ok, pa, 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 în fine, bă, dar răsele, da... Da, nu mă mai interesează nimic, deja mă cam enervează, dar răsele, măcar mi-am luat burgeri, practic, dacă dar răsele a zis că sunt doar burgeri, bine, nu pot să am încredere în el, dar nu știu care este faza, ce caută el acolo la diner, zice că e la lui, nu știu care e faza, dar hai să mergem acum acasă. Eu mi-am cumpărat toate chipsurile, mi-am făcut totul frumos, mă duc acasă foarte, foarte lejer și acum trebuie să facem, mamă, dar uitați-vă puțin câte chestii a pus dar răsele pe aici, mamă, eu o să ascund cadoul meu, cred că o să-l ascund undeva pe aici, dar trebuie să mai iau și un sign din acela cu care să ne scriem aici numele foarte, foarte frumos, dar da, hai punem aici foarte frumos laptopul, punem burgeri, mi-a dat doi burgeri, ok, aici este cadoul meu ascuns pe care practic tot eu trebuie să-l caut, dar mă rog, în fine, trebuie să mai, de fapt, nici nu cred că, bă, ce faci, mă, dar răsele, bă, alo, dar răsele, bă, alo, ce faci, ce faci, bă, da, nici nu mă mai bag în seamă, în fine, hai că deja așteptăm să vină și Alex și după îi dăm drumul să vedem care cum a picat, pentru că, bă, nu știu ce am presimțirea că ne-am picat tot, adică dar răsele să-și dea lui, eu să-mi dau mie și Alex să-și dea ei, practic, dar nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că chiar așa este. Hai să ne scriem și numele fix aici pe cadou, punem foarte, foarte frumos, scriem aici pentru Rafael G, practic ăsta este cadoul meu, să sperăm că nu-l găsește nimeni, bine, dacă-l găsește cineva nu o să aibă ce să-mi facă, dar da, hai să mergem acum în casă să vedem, să așteptăm aici pe toată lumea, mă pun direct aici unde am început, pentru că parcă așa le-am zis, bă, veni fix aici, uite și bradul foarte frumos aici, mă pun fix aici, îi aștept pe amândoi să vină, dar Rafael a intrat în casă, nu știu unde s-a dus, dar mă rog, bine că nu e aici, ca să mă pun fix aici și să nu-i găsesc cadoul, pentru că, da, faza e că, bă, nu vreau să-i găsesc cadoul, că după ar fi cam ciudat, pentru că aș ști dar Rafael că e el și mă rog, în fine, dar așteptăm și pe Ali să vină și da, bă, dar Rafael, dar Rafael, mă auzi, bă, dar Rafael, unde ești, mă, dar Rafael, ești prin casă, mai ești pe undeva? Hai, bă, lasă-mă că ascund cadou! Ah, ok, ascunde tu cadou acolo, dar Rafael, ok, mamă, dar arată genial, chiar îmi place pe aici, o așteptăm și pe Ali să ascunde dar Rafael cadou, să vină și Ali, bă, dar ce faci, Ali, cât te mai cumpără, de ce n-a venit aici, sincer, nici tu cred că știi, Ali, că trebuie să mai vină aici, sau că ne calis, gata, n-a zis, nu mai participă, nu mai face nimic, dar, știți care este faza, am găsit acolo, deci participă, pentru că ea era deja acolo, putea parcă a zis că ea deja a găsit toate cadourile, nu înțeleg unde Alex, dar mă rog, hai, cu aștept aici, aștept amândoi și chiar sunt nerăbdător, chiar sunt curios cum o să iasă totul, cine își face cadou, cui face și ce cadouri sunt făcute din partea celorlalți, pentru că este o metodă de creativitate să vedem practic ce cadouri ne dăm între noi, dacă are cineva o idee mai bună, mai creativă, să-i cumpere celălalt și tot așa. Mă, dar deja s-a dat foarte mult timp, bă, dar să le tundești, mă, ești pe aici, mă, ce faci, mă, bă, ce faci, mă, tu pe aici? Ce, mă, dar de ce ești îmbrăcat așa? Ce căutai tu la diner în primul rând, dar să le... Nu contează!
A, nu contează. Ok, hai să mergem aici, hai să vedem. Vă așteptăm pe Alex, că deja nu mai vine, deja mâine. Mamă, bă, dar ce? Hai să începem o dată. Haide să ne adunăm. Păi da, pe tine te așteptam, Alex, două și mai două, te așteptăm aici, deja nu mai putem, Alex, pe bune. Bă, dar nu-i vina mea, nu-i vina mea, gata, ai înțeles bine, nu-i vina mea. Eu vreau să merg ultimul, Rafale, tu să fii primul și Alex al doilea. În primul rând, Alex, trebuie să ascunzi cadoul, l-ai ascuns pe undeva, că tu nu știai de treaba asta. Da, el a ascuns de mult, de dinainte. Cum ai? Mă, tu stai, mă, dar nici nu ți-am zis să-l ascunzi, sau am zis, nici nu mai știu. Eu pot să vă aud gândurile, nu contează, hai să începem. Ok, bine, da, știu, bine, da, știu. Păi fiți atenți, acum trebuie să le căutăm, bă, trebuie să vă duceți să căutați, bă, nu știu, eu am o presimțire că mi-ați ascuns, adică, nu știu, duceți-vă peste tot prin casă, pe afară, prin curte, să le căutați, ok? Ok, deci mai întâi începem noi să-l găsim sau cum facem? Păi nu, le căutăm fiecare, căutăm și găsim și după venim cu toate, le punem fix aici și pe rând le deschidem. Ah, ok, bine, mă duc okay, să caut. Eu deja mă duc să caut afară, mă, dar să mă, ce face? Ok, deci da, s-a dus și dar să le poate, nu știu ce am presimțirea că noi ne-am făcut cadouri între noi cum ar veni, după cum v-am zis și mai devreme, dar în finanță, de deci aici mi-am ascuns cadoul, l-am găsit, practic, cum ar veni, luăm cadoul foarte frumos de aici, îl luăm așa, lejer și îl ducem acum, pentru că eu am găsit cadoul, pentru că e al meu, foarte, foarte bine. Bă, i-am găsit cadoul, i-am găsit, gata, am venit am aici. Am găsit și eu. Am găsit, stai, mă, cum l-ați găsit, mă, toți? Avem talent. Așa, ok, deci l-a pus Alex, hai să vedem, deci dacă l-a pus, sau nu, lăsați-l pe mine, facem cum am fost atunci, am fost prima oară eu, după dar să și după Alex, facem cum am dat și la... Rafa, eu vreau ultimul, Nu, așa e corect. Atunci eu primul, sau cine e primul? Tu. Ok, hai să-mi pun pe meu, îl pun aici în spate, hai să vedem, mă, chiar sunt curios ce cadou mi-a făcut, pentru că nu știu cine mi-a făcut cadou, dar hai să ne uităm, îl deschidem și... Mamă, un laptop și doi burger, dar ce mi-a făcut cadou burger, dar să-l stai cumva cadou tău? Nu știu. Deci chiar am nevoie, poate mai editez și eu ceva, când sunt plecat în vacanță, în chestii de genul, chiar am nevoie de un laptop, bă, păi acum... Gata, rândul meu, deschideți! Adică eu deschid! Păi tu îl deschizi, cum să deschid? Opa, câte am, opa, mă, câte lucruri! Mă, ce-i acolo? Ai masă de biliar cumva? Da, și uitați ce am aici. Ce mai e? Arată-ne, păi arată-ne, mă, Alex, ce mai e? Păi uitați-vă, înăuntru. Pizza Girl! Cum pizza girl, mă, dar să le cine, mă, cine ia s-o cum, mă, cine își poate mă joc de ea, mă, cine își poate joc de ea să-i facă, no, să-i facă o pizza, mă, cum să o facă pizza? Nu, tu n-ai înțeles, hai după mine. Păi și doar asta ai primit, Alex, doar astea două, adică o pizza și o masă de biliard atât? Nu, am mai primit și o bicicletă și o motocicletă și o mașină de golf și o mașină normală și o mașină de sport și o chitară și atât. Mă, dar să le, tu i-ai făcut cadou, deci tu nu mi-ai făcut cadou ăla. Deci Alice mi-a făcut mie cadou și înseamnă că tu i-ai făcut cadou. Mă, dar cum se face atâta cadou? Mă, dar să tu se face, îți place cumva de Alice? Îți place cumva de Alice? Nu, și asta de polițistă. Dar hai să vă explic eu despre Pizza Girl. Avem nevoie de mașină. Adică, bine, stai puțin, și dar să avem nevoie, dar să tu ce ai primit, mă? Mă, dar să. Mamă, da, sunt negru. Bă, l-a făcut fix, pe dar la fel cum e el. Ok, hai să vedem cum are costumul. Acesta foarte frumos. Mă, ce aia? Un pat de mașină. Cum adică un pat? Un fotbal de ăla de masă, fotbal de masă. Un televizor mare. Și un... Eu te părea să le ce scrie acolo. Restaurantul Diner. Mă, cine ți-a cumpărat? Cum adică restaurantul Diner? Mă, tu, bă, tu stai, am o întrebare, Darusel. Dacă tu ai zis restaurantul Diner și tu mai devreme erai acolo, înseamnă că tu ți-ai făcut cadou singur pentru că tu ai zis că lucrai acolo, că e al tău. Da, bă, și eu mai am cadouri și pentru voi, că fii antenă, eu nu sunt cărcit, deci fii antenă. Că pe mine mă interesează cadoul tău. Astea sunt ale mele, da, erau ale mele. Uite, asta pentru Alice, bă, pleacă, bă, ce faceți? Mă, stai puțin, tu ți-ai făcut cadou singur și ne-ai făcut și nouă, dar sel. Da, Alice, fii antenă, uite, asta pentru tine. Ok, eu faza e că mi-am făcut singur. Nu, gata, haideți, că trebuie să vă arăt, că nu-mi pasă de cadourile. Stai puțin. Dar Sel, asta e de diștul lui Alice, o inimioare, dar Sel, ce vrei să spui cu asta? Bă, că nu-mi place, că gata. Bă, dar Sel, ce faci, mă? Bă, tu stai puțin, tu ți-ai făcut cadou singur? Da. Dacă tu ți-ai făcut cadou singur, eu mi-am făcut cadou singur, înseamnă că Alice a făcut cadou și ea singură. Bă, cum am picat, mă, toți trei la fel, dar Sel. Bă, nu știu, bă, hai.
Haideți două dată, luați o mașină, că altfel nu puteți să vă arăt. Hai, că băi, stai, băi, am înțeles, Alice, ți-ai făcut un cadou singură. Wow, dar ce cadou ți-ai făcut? Că, practic, dar sunt să facem ce... Hai, vin aici. Unde, pe unde să vin? Ia, vin pe aici și ce să găsesc? Chiar, ce? Mă, stai un puțin, mă, asta era cumva aici? Asta nu era, nu era locul ăsta, ce ăsta e? McDonald's, ce ăsta? Este Pizza Girl, aici. Mă, tu ți-ai deschis... Alice, ți-ai deschis pizzerie? Da. Bă, dar stai puțin, bă, dar cum s-a nimerit să ne facem toți cadouri între noi și niciunul să nu facă altcuiva? Bine, dar să le iei fără, i-a făcut lui Alice, dar să le-a dedicat niște inimioare, dar să le-a ceva de spus. Bă, dar stai, stai puțin, nu cumva Alice are gagic? Tu ce faci? Vrei să-i fâri gagicul? Gagica lui Gabalino, gagicul? Dar nu, că gagicul deja mă enervați, ia de aici, să nu mai vezi tu mașină în viața ta. Dar să-l, bă, ce, da, uitați-vă puțin, eu nu mai înțeleg nimic deja. Nu mai spui, bă, uitați-vă puțin, cum să ne facem toți cadouri între noi, pe bune? Da, în fine, nu mai zice nimic, aia, deci Ali, mă, da, Ali, bă... E napă, ha, ia, uite-ți mașina! E pe gheață, alo, ce faci, mă, Alice, ce-ai făcut, mă, tu acolo? Ok, Alice, poți să-mi spui mie ce ți-ai făcut acolo? Dar mă bagi în seamă? Mă bagi în seamă sau nu mai vin deloc acolo? Da, uite, trebuie să intrăm prin curte pe la mine. Ok, intrăm prin curte, stai puțin, pe eu vreau să comand aici, mi-a pus și microfon, bă, treaba ta aici, bă, ce-a făcut, bă, Alice, aici? Și-a deschis pizzerie, mamă, vedeți că e bine că și-a făcut o afacere, Alice, este foarte, foarte bine. Alo, deci comandă, ok, bună ziua, bună ziua, vreau și eu să comand o pizza, mă, cum adică Pizza Girl? Păi eu sunt băiat, mă, cum să comand Pizza Girl, mă, propune. Ăla-i numele restaurantului, avem așa, vă zic, deci avem pizza cu pepperoni, pizza cu fructe de mare, pizza cu brânză și pizza cu fructe. Vreau cu brânză și cu pepperoni. Deci o pizza cu brânză și una cu pepperoni. Stai puțin, bă, dar să nu, bă, ce fac? Dar, dar Sel, ce-ai făcut? Eu n-am făcut nimica. Ai făcut să cânte microfonul. L-ai făcut să cânte, da? L-ai făcut să cânte. Da. Ia zi-mă, l-ai făcut să cânte, da? Gata. Alice, stai cu minte că se distruge tot ăsta, Alice. După nu mai vin de să mai stăm. Gata, mă trebuie. Dar să trebuie să faci asta din nou înapoi, nu ne interesează. Dar să le, dacă nu, dar să le... O, nu să mai... Mă, stai, dar să le, știi că mă și vine în două zile. Dar să le, tu ce vrei, să nu mai primești nimic de la Moș Crăciun? Bă, stai, bă, Alice! Dar să le fie atent, se apropie Crăciunul și noi trebuie să facem un brad. Pe lângă bradul de la avem noi, dar să le, în casă, ce brad mai avem și noi, ca și tu, am și eu, dar să le, și-l avem și pe ăla comun pe care îl avem cu toții, cum ar veni. Dar să le, bă, ce fai, mă, dar să le, mă asculti pe mine puțin? Da, bă, și-a tăiat bără, fane! Last Christmas, I gave you my job, but the very next day, you got phantom back. Stai. Da, uitați-vă puțin la dar să le, am zis că venim la un concurs de construit unde să construim și noi un brad de Crăciun de nou versus pro, două ori, unde fiecare, dar să le uitați la el, mă, ce face, mă, dar să le vină, mă, alo, cine te crezi, dar să le, Cupidon? Nu, eu mă cred Superman, ce întrebă, Rafale, hai că eu și zicea că ți-am zis creierul de zero IQ, ce că mă duc. Da, n-am înțeles nimic, ce ai zis tu, dar să le, mă, ce, mă, dar să le dă-ți pe așa, mă, dar să le, mă, ce mă vrei, mă, a, e zi și tău în copilul ăla să te dă fornă că te-am bătut, așa, mă, Rafale, fie antenă, hai să ne apucăm de construi, pa, pa. Ok, dar să le, am înțeles, nu mai contează să deși fii atent, bă, dar să le, da, vină puțin, că încă nu ți-a, bă, ce fai, mă, tu aici, bă, dar să le, mă, stai puțin, tu de unde știi ce trebuie să facem, dar să le, că ai plecat când ți-am zis? Păi, nu-ți am zis, bă, Rafael, eu ți-am citit creierii, noi facem concurs de construit, de bradu, de... Mă, dar tu, da, bă, dar să le, dar tu ești drăcit, de ce vorbești așa, dar să le, bă, vorbești și prea tare, nu te înțeleg, bă, dar să le, ce-i poți, mă, dar tu unde, de unde ți-ai făcut, mă, tu rost de pantaloni ăștia, dar să le, așa, de gold, de aur, de ce ai tu, dar să le? Nu știu, bă, Rafael, dar fii antonia, stai, da, nu mai zic nimic, în fine, dar răsele, ăsta deja mă enervează, bă, dar răsele, ai fi atent, de facem prima rundă de noob, de brad, dar răsele, și după facem a doua de brad, pro, dar răsele, unde să avem chestii foarte, foarte mișto, și după cum poți vedea, ai aici niște decorațiuni de care să te ajungi la celălalt de pro, dar răsele, pentru că la asta de noob nu te ajungi de ele, ok? Bine, dar vorbește mai aproape, dar răsele, mai tare, mai vină. Bine, dar răsele, ok, lasă că nu mai vine moșul la tine, în fine, nu mai contează asta, ok, acum trebuie să ne apucăm de prima rundă brad de noob, bă, dar răsele, tai-mă acolo, că, bă, dar răsele, ce plângi acolo, nu vrei să nu mai vină moșul la tine? A, da, eu vreau să vină, să-mi aducă
iPhone 14, 16, cât e ăla? Ah, da, dar înțeleg, am înțeles, deși atent, dar înțeleg, pentru că este un ăsta de noob, o să facem un brad clasic, dar înțeleg, o să facem un sapling și o chestie, dar înțeleg, cum ar veni, avem aici gresul, punem gresul foarte frumos, aici punem un sapling de spruz, dar înțeleg, și dăm aici bonement și cam ăsta este bradul și trebuie să-l ornamentăm noi cu câteva chestii și cam așa o să fie, pentru că este unul de noob, nu o să fie ceva de pro, că la celălalt de pro o să folosim toate chestiile astea, deci n-avem voie să ne folosim de ele, dar înțeleg, și vreau ca oamenii să scrie acum în comentarii cine o să credeți voi de fapt că o să facă mai frumos. Dacă credeți că eu o să câștig sau dar să ziceți la fiecare rundă, dați note acolo în comentarii la construcții și dar să câștig. Da, am înțeles, dar să nu mai faci așa că deja mai nerele. Deci fiți atenți, scrieți acolo în comentarii ce note îi dați la bradul meu pe care o să-l fac aici la nob când o să se termine și după ce vedem și la dar să ce a făcut el acolo, să sperăm că o să facă și el ceva și el că știți că dar să nu prea să pricepe. Alice cei drept s-a priceput, dar ăla cu omul de zăpadă. Bă, deci dar să am făcut cu Alice un om de zăpadă. Bă, a făcut un om de zăpadă. M-a bătut, dar să important, da, ne important, dar să le vorbește și tu mai ca lume, în fine, lasă-mă, că deja mă enervez, dar să nu mai zic nimic, că vreau să-ți povestesc aici, să fii și noi prieteni, dar să le dau să pare că tu nu vrei, ok, fii atent, pentru asta vreau că am văzut niște chestii pe aici și vreau să le pun, stai mă, că să mai lanterne, ceva de genul, să pun niște de-astea ca și cum ar fi niște globulețe, dar zile, cred că mi-a venit o idee genială, după părerea mea, ia, dacă punem așa, a, dar nu merge să punem, mă, peste astea, mă, dar ce faci, mă, dar să le dai, ce dai cu aia după mine? Une, bă, bă, ce cu tine, brafale, sărăui, ai boli ultra chelar? Da, da, dar să le am înțeles ce zici tu acolo, în fine, nu mai gândesc asta, uite, am făcut, mamă, dar să le, bă, da, chiar ai recipă, bună, uite, am făcut steaua deja, dar să le, bine, steaua treia să pun ultima, dar... Bă, am colindat prea mult! Ce colindat prea mult, dar să le, că abia cu... Bine, da, da, hai să zici, hai să zicem, dar să le, în fine, nu mai contează asta, deci fii atent, în afară de asta, cred că trebuie să mai pun niște chestii de astea de concret. Bă, dar să da, de unde știi tu engleză? Dar să le, că știi tu de engleză? De unde știi, bă, dar să le, dar chiar de unde știi tu engleză? Dar cum adică, bă, Rafale, eu-s prost? Să nu știu? A, pe ce, dar să le, nu așa te cheamă pe tine, dar să le, 2012 nu înseamnă asta că ești prost, cum ar veni numele tău? Nu, gata, scuze, dar să le, fii atent, mamă, deci fac aici un brăduleț. Băi, eu aproape l-am terminat pe ăsta, pot să-l zic, e cam gata. Ce? Dar să-l, bossul. Da, dar să-l, boss, hai că boss mai e, dar să-l, fii atent, bă. Eu am terminat pe ăsta, adică nu cred că mai fac nimic, mă, că este un dasa de noob și nu trebuie să mă ocup foarte, foarte mult de el. O să fac aici ca și cum ar fi niște cadouri, dar de fapt este un dirt, cum ar veni, și avem aici foarte, foarte frumos. Dar să le, ăsta este un cadou de dirt și cam atât, bă, dar să le, nu mai facem nimic pentru că ăsta este un dasa de noob și după trebuie să vină ăla de pro unde să facem ceva genial acolo, bă, dar să da, abia aștept să văd ce ai făcut tu, dar să vezi ce o să faci la ăla de pro, pentru că acolo o să fie ceva super super tare și vreau să te întreb dacă ai terminat, dar să zic că am terminat. Aproape termin așa, dar să da, zici că dai cu bormașina acolo, ce faci, de ce sau de un băzuit așa, zici că dai cu bormașina, ce faci tu acolo, dar să le faci copacul ăla, ce faci, dar să îl struiești, ce faci la copac? Mașina, merge, ce e stricată și așa. Ok, gata, dar să le lasă, dar să le, când termin tu să-mi spui, eu vin deja acolo, deschizi ușa și cam... Da, ai terminat, gata, dar să le, gata, că deja mă enervezi. Bă, lasă-o, bă, dar să le, lasă ușa, ai terminat, mă, gata, aua, ești foarte amuzant, ai terminat, gata? Da, bă, fii antenă, bă, Rafael, fii antenă, eu vreau ca tu să mergi primul, dă-te! Păi da, hai să merge, bă, cum adică să merge primul și te-ai dus tu, ok, dar să, hai că merge primul oară la mine, cam ăsta e pentru este de noob, dar să le, ăsta l-am făcut, dar să le, foarte frumos. De ce râzi, mă? Dar vine mai aproape să te aud și eu mai bine, dar să le, să vorbești tu mai bine, dar să le, vină lângă mine, hai să te aud, dar să le, ia vorbește, ia zi, zi o părere de bradul ăsta, îți place sau? Păi fii antenă, bă, Rafale, luminiți așa băgate la bătaie de joc, aici ce e înăuntru, ce e înăuntru? Nu, e un cadou, dar să le, e de design, dar să le, e de noob, dar să le, cum adică la bătaie de joc, dar să le, păi dacă e de noob, cum vrei să fie, dar să le, adică, bă, bune, tu te gândești ce vrei să fac aici, cel mai șmecher brad din lume, dar să le, cum, ce, sau ce, a, mersi, dar să le, dar vezi că e de noob, dar să le, nu pune, dar să te-ai văzut că n-ai voie să folosești astea, pe trebuie să tu le-ai folosit pe astea? Nu, acum era Felicia, hai, păi stai puțin, bă, vino, da, deci dar să le, da, notă, n-a dat nimic, scrieți voi acolo în comentarii o notă, bă, dar să le, vină mă înapoi, mă, bă, dar să le, ia, ce-ai făcut, ia, opa, ce-i mă ăsta, dar să le, ce-i game-ul tău cu ăsta, dar să le? E brad! E brad ăsta la tine? Da, bă, dar stai mă jos, stai jos, bă, dar să le, gata, poți să te potălei, să fii și tu ca lumea, că pe nimeni nu le interesează cum faci tu, deși atent, dar să le, n-ai dat notă, spune o notă, dar să le, la bradul meu, dar să le. Dar să le, că mă enervez, vorbește ca lumea, nu mai faci mișto aici, vorbește ca lumea, dar să le, că ne enervezi pe toți. Scrieți-vă acolo în comentarii dacă nu vă enervează, dar să le, hai, dar să le, zi o notă. Wow, ce amuzant ești tu, dar să le, uite-te ca e aripi, dar să le ai pantalonii aia, dar să le ai și caca pe la spate, cum ai tu de la, ce, ți-ai luat pantalonii ăștia, dar să, a, cum mă, că tot se vede, dar să le, ți-ai făcut și pe pantalon, bă, dar să le, ești vai de capul, hai mă, zi o notă, dar să le.
bă, Rafaele, eu îți dau nota 7. Ah, ok, dar nu oricum tu îmi dai note așa mereu, dar lumea acolo trebuie să decidă în comentarii ce notă dați la ceea ce am făcut eu. Și acum să-i dau eu la Darusele. Bă, ce e mă asta, bă, Darusele, pe bune, îți dau nota, bă, dacă e de nub, îți dau nota 8, Darusele, că e de nub. Eu îți dau nota 8, eu mereu îți dau nota mai mare decât îmi dai tu mie. Ei, deși eu mereu să câștig. Nu, 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 cred că câștigi tu niciodată, Darusele, dar în fine, hai să trecem acum la runda a doua, runda de pro, Darusele, și acum poți să te folosești de materialele pe care le ai aici, Darusele, și îți por, Darusele, acolo să faci ceva șmecher, că nu te văd bine, Darusele, sincer. Ok, pacă, Canel! Da, n-am înțeles el, Darusele, dar în fine, acum trebuie să ne apucăm, avem aici de-asta și trebuie să facem foarte, foarte frumos un brăduleț. Deci, prima oară o să luăm de-astea, o să le fac eu după mine, cum ar veni, iau deja astea de aici, pentru că vreau să le fac așa, nu vreau să fac eu un spruz de-asta, mă, ce spargi, mă, Darusele, acolo, bă, ce faci, mă, Darusele, aici, ce faci? Dar să le-am luat niște materiale de care o să mă ajut eu de cât așa ce am zis găba pe care le folosesc prima oară și mă duc aici în spate și o să încep aici să fac trunchiul, dar să le, pentru că vreau să fac un copac foarte foarte șmecher, dar să le, și nu vreau să-ți dau absolut nicio șansă. Știi că tu mereu niciodată nu câștigi, dar să le, dar eu chiar nu vreau să-ți dau o șansă. Ce, da, ce vorbești acolo, dar să le, nici măcar nu te auzi, dar să le, dacă spui prostii, dar să le, normal că nu te auzi, mă, dar să le vorbește ca lumea vorbește, clar, să te audă toată lumea și spune ceva pe bune, dar să le, ca să înțelegem și noi, nu de alta. Ok, eu o să zic ceva pe bune, adică eu o să câștig concursul ăsta și tu o să pierzi monedele. Da, dar să le, ca de fiecare dată tu câștigi concursul, nu? Tu de fiecare dată câștiga concursurile astea de... Da, mă, da, mă, da, și ce? Ce dacă am câștigat? Da, ești gelos pe mine, ești gelos pe mine, Rafa, e gelos, că n-are banul gros. Da, dar să le fix, eu nu mai eram gelos, bă, tine, adică, pe bune, dar să le, te-ai găsit, la mândru, mai serios, dar, bă, da, de fapt, bă, eu, de fapt, nu știu cum o să fac bradul ăsta, cred că o să fie ceva cam nașpa sincer, adică, acum mi-am dat seama că pare, într-un fel, că nu e ceva șmicher, dar oricum, tu nu o să faci nimic, dar să le, te asigur eu, că nu o să faci mai șmicher dacă mine niciodată, tu, pe bune. Fii atent, eu o să fac aici foarte, foarte frumos bradul, vreau să fac aici o formă, bă, cred că o să iasă ceva bine, cred că o să iasă ceva bine, dar să le, nu mai vorbesc pe mine, că nu te auzi, ca să știi de la mine, că nu te auzi dacă vorbești peste mine, poți să vorbești cu trei, că tu nu te auzi, ia să vedem, mă, bă, Vorbește. Da, Darusele, 100%. Bă, arată, de fapt, nu cred că trebuie să fac așa, dar ia stai să mă uit, dacă mă uit în partea asta, bă, cam, pare puțin cam în sus, cred că am făcut asta puțin cam în sus, cred că o să fac așa ceva de genul și în partea asta și după aceea o să dau așa niște de astea în jos. Cred că așa ar arăta mai bine, dacă stau să mă gândesc chiar, dacă le pun așa bam 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 bam. Darusele, bă, dar tu ce faci acolo? Pum. Opa, opa, vezi că parcă văd ceva acolo, Darusele, tu ai făcut, cum ai făcut bradul așa de mare, Darusele? Da, Rafaele, băi. Da, bă, arată mai ok, bă, dar nu prea arată sincer, brad, cred că ar fi trebuit, dar stai mă puțin că mă uite prin partea asta, deci cum arată asta e făcut așa, după vine ceva de genul, bă, nu știu, hai mă că mai fac eu niște chestii aici, încerc eu să fac ceva, dar să le și totuși oricum o să-mi reușească într-un final, adică n-am cum să nu reușesc, sincer, pe bune, dar să le... Rafa, dar Alice unde-i? Unde să fie Alice, Darusele? Nu e aici, nu, ce, trebuie să fie neapărat aici, Darusele, acum? Păi da, bă, fii antină, eu vreau ca Alice să fie aici, ca să vadă cum te bat. Da, Darusele, sunt la asta, bă, da, vezi că nu prea-mi place cum... Bă, da, de fapt, cum să facem ăsta, că stai să mă gândesc... De, a, bă, stai mă, că eu le fac fix pe invers, Darusele, trebuie să fac ăsta mai mare aici, jos, și după să vină din ce în ce mai mic, Darusele, eu îl făceam fix pe invers, dar asta că revenim acum, Darusele, cu chestia asta să fie mai bine, că deja, pe bune, dacă stau aici și vorbesc, Darusele, îmi bag apă cu tine, la fel cum te aud pe tine, Darusele, nu o să reușesc nimic, sincer. Ok, papa. Mamă, ce faci mă acolo că te văd și pe tine, Darusele, dar ne vedem construcțiile, că le-am făcut așa mare, astea, brazii ăștia sunt prea mari, Darusele, cam așa arată bradul meu, am făcut, am încercat și fac, bă, cred că a ieșit bine, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă vă place, bă, Darusele, eu o să pun acum steaua, că vreau să fac așa o formă ceva genială, mai așa, și după aceea, chiar dacă trebuie să fie steaua pusă ultima, o să încalc aici puțin regulile și o să pun fix acum, no! Pentru că vreau, ce mă, ce nu mă, ce nu, Darusele? Nu este voie, bă, Rafaele, bă, nu! Da, dar serios, bă, joc, ok, dar să fii atent, gata, am făcut și steaua, am pus-o aici, probabil o să mai fac ceva, dar în primul rând, acum nu mai vedem nimic, o să vedem cum o să facem asta, o să pun câteva globulețe pe aici, dar să le s-o atârne așa frumos, pentru că, dar să le, e Crăciunul, punem globulețe în brad, ce prima oară, dar să le, da, chiar, mă, tu ce pui prima oară, globulețele sau ce pui, betarea, ce pui instalația, ce pui tu? Eu pun petarde! Da, petarde, dar să le fix în ăsta, puneai tu petarde, dar să le, ai cam înțeles, deci fii atent, bă, dar să le, am niște globulețe foarte, foarte mișto, le pun aici, foarte, foarte lejer, uite, mă pun și pe aici, după pun așa, ce mai vrei, ce mai vrei? Tu ai petarde? Nu, n-am petarde, dar să le, eu am globulețe, asta am spus. Dacă vrei, îți pune petarde, mă. Da, dar să da, ești, da, dar să le, te-ai făcut de afaceri, vinzi, vinzi petarde tu acum, nu? Te-ai apucat de afaceri cu petarde, nu? Da, da, mamă, da, ok, ok, în fine, nu mai cântează asta, trebuie să le, bă, am făcut aici, bă, nu știu exact cum arată, dar trebuie să
punem și aici. Mă, oare astea merg? Da, bă, da, merg. O, mamă, cum arată și astea merg? Da, merg și astea, bă, dar să le, mamă, fii atent ce fac aici, că fac totul foarte, foarte mișto, dar să le. O să trebuiască să umplu toată asta cu astea și după, de fapt, hai să punem și niște de-astea undeva pe aici, să avem foarte, foarte frumos. Cred că aici e perfect. Sau, de fapt, astea ar fi mai bine să fie ceva de genul să atârne fix așa în jos, dacă mă pun în partea asta și aici, și aici, și aici, și cam așa o să arate. Și trebuie acum să punem, să împodobim, practic, cu luminițe și după, cred că o să fie cam gata, dar trebuie să mai facem altceva pe lângă acestea, dar încă nu vă zic, vă las să vedeți după aceea. Gata, bă, Darusele, eu am terminat bradul, cam așa arată din jur împrejur, tu încă nu știi, și tu ai terminat bradul, Darusele, da, pe dacă vă uit acolo, Darusele, și ai făcut, mă, acolo, bă, McDonald's, ce tu faci acolo, Darusele, că zâi de așa? Crazel, bă, rafara, bă, crazel! Bă, bă, pleacă, mă, te uita, nu te uita, pleacă de aici, pleacă de aici, că n-ai văzut, dar, așa, ok, Darusele, eu acum trebuie să pun niște cadouri pe aici, pe jos, să mai umplu așa frumos, să fie locul ăsta mai diversificat, așa foarte, foarte frumos, și vreau să mai fac niște chestii, poate mai fac niște chestii, Darusele, pe lângă astea, ok, mă, evident, cadourile astea, bine, cadouri din ele, și chiar sunt cadouri. Ce vrei, mă, Darusele? Până tu termini, eu mă duc la Alice. Ui! Da, deci Darusel pleacă. Ok, mă, Darusel, stai puțin, tu ai terminat de tot, mă, Darusel? Da. Ah, ok, ok, păi și eu am terminat, mă, Darusel, cred că lasă așa, nu cred că mai fac nimic, pentru că nu mai are rost. Ok, să le prezint la lume cam cum arată toate chestiile astea. Pe aici cam așa l-am decorat aici, este stea și cam asta e, bă, Darusel, l-am terminat și acum vin acolo la jumătate, nu mai, adică mă gândeam să mai fac niște chestii, dar ok, Darusel, poți să vii tu la mine, pentru că am văzut că l-ai văzut, chiar vreau să sunt curios să vii primar la mine, pentru că fii atent, Darusel, vreau să văd după, să-mi spui tu istoria la ce ai făcut acolo, că am văzut că ai făcut ceva foarte, foarte mare și cred că o să ne ia foarte mult timp, Darusel, hai, mai vii. Mai vii? Da, bă, frerul. Da, da, ok, dar să le poți să vorbești tu ca noi să. Bă, alo, în spate, ai numai ținere de minte, dar să uita că pe ăla l-am făcut data trecută. Uite, ăsta este bradul meu, dar să le. Mamă, bura. Ok, bura, felicitări noi eu. Da, bura, felicitări noi eu, dar nota nouă. Acum hai. Nota nouă, dar să le cred că pentru prima oară când dai nota așa de mare. Ok, deci tu vrei să. Da, deci îl vedeți voi aici cam cum arată să vi, dar să vi prinzi mai bine că doar să-l vedem că nu vrea să vadă, dar să vrea să-l vedem pe lui. Hai, să vedem ce ai făcut. Vino. Mă, ce e, mă, ăsta, bă, Darusele, tu-ți bagi joc, ăsta este brad la tine, Darusele, pe bune, adică cam așa arată. Mă, ce-i făcut ăsta, da, e înghețată, ce e, vată, bă, bă, ce e asta, Darusele? Unde ești? Cum, adică unde sunt, mai și râs, Darusele, ok, Darusele, după ce că-ți bagi joc, Darusele, dar poți să nu mai sufli așa? Ce vrei? Cum adică ce vrea? Ce să vrea, Darusele? Vreau să-mi prezinti tu locul ăsta, ce-ai făcut tu aici, Darusele, pas cu pas, ușor, ușor. Ok, Rafael, vino. Da, vin, dar să le vorbește ca lumea, dar să le, că mă enervezi, vorbește. Ah, tată, că ai făcut ăsta vai de capul tău, e cel mai prost, cea mai proastă construcție din lume, tu ai făcut-o, e foarte urâtă, mamă, cum arată. Mă, cât mai da, cât mai urcăm, dar să le, bă, da, stai puțin. Acum asta să mă gândesc, dar să le, unde sunt eu, da, astea, dar să le, ce brad e ăsta, dar să le, n-ai pus globuri, n-ai pus nimic, dar să le, trebuie să spun eu ce vrei să fac. Vă spun, uite, spun globuri cap cador, cum ar veni. Hai, mă, dar să le, ce ai făcut, mă, tu? Ia, vin acolo, sunt și ce e aici, dar să le, ce e aici? Vino aici. Așa. Ca să vorbim. Bradul ăsta. Bă. Da. Vrei să mă arunci. Wow, ce vrei să. Da, wow, foarte amuzant ești tu, dar să, bă, dar vezi că arată bine, bă, bă, stai, bă, da, ok, dar să le, nu mai zice nimic, bă, bă, dar stai, mă, puțin, da, doamne, ce mă enervează, dar să le, în fine, nu, mai am nimic, dar zis, bă, dar să le, vezi că arată bine și așa, oricum, mai bine decât al tot, e, mă, dar tu ce-ai făcut, bă, vin aici, dar, bă, da, mamă, vezi cum au rămas astea pe aici, dacă intră pe așa, uite cum se vede, mamă, vezi că e genial, bă, dar să le, l-ai făcut mai mișto, bă, dar să le, e, vai, ce nu-i corect, că tu ai făcut asta, dar să le, cum adică nu-i corect, că tu ai făcut asta, ce? Au, te-a scos apa și punem lava! Da, mamă, cum arată lava, bă, pe ăsta de iarnă, dar să le, tu vezi cum arată așa, bă, vezi că arată mai bine, ia, mă, stai puțin, chiar sunt curent, a, dar să fac chestiile astea, nu știi ce să faci și acolo, dar în fine, mamă, vezi că arată mai bine, dar să, bă, dar să, dar ce-ai făcut acolo, hai pe bune, acum, vină să-mi prezint, vreau să-mi spui, da, deci vedem că dar să le faci acolo, nu știu ce face, da, poate joc, oricum scrieți acolo în comentarii cine a făcut mai frumos din ce ați văzut cum l-am făcut eu și el, dar să, logică, eu am câștigat fără nicio problemă, dar să le-a făcut un, nimic n-a făcut, bă, dar să le, vină, mă, da, ăla știi tempul, dar să le, aici, să ne prezinte și el ce a făcut aici, chiar, 2, 3, 4, a venit. Ok, dar să le, poți să nu-ți mai bagi joc pe bune și să ne spui și nouă ce-ai făcut aici, dar să le, adică, de ce, dar să le, ăsta ți se pare om de zăpadă, adică, da, oameni de zăpadă aici, și eu cred că mai bine face un om de zăpadă, dar să le. Gata, și uite, bă, Rafaela, mi-a făcut bradul. Da, wow, ți-ai făcut bradul, dar să le fai de capul tot, dar să le, ce e, mă, ăsta, bă, dar să le, pe bune, vină mai aici, stai puțin, stai puțin. Gata, bă, dar să le, fii atent, vreau să-mi prezinți care a fost ideea ta, de ce l-ai făcut așa, dar să le, și să-mi spui dacă, bă, tu nu, poți să spui, dar să le, că nu te pricep să faci, dar nu puteai să faci un de ăsta, un de la de spruz, dar să le, și să-l împodobești așa frumos. Bă, Rafaela, fii atent, am uitat, bă, dar fii atent, Rafaela, uite. Ce, mă, ce, bă, dar, bă, dar să le, vine, mă, stai, mă, vino aici, mă, dar să le, vorbești mai calm, mea, bă, că te întrerup, dar să le, nu, dai microfon la 2 lei, în fine, dar să le, dar ce, uite,
uita, nu mai zi fii atent în antenă în continuu, că asta zici mereu, Darsule, și de-aia nu te auzi tu cum trebuie. Ok, fii antenă, Darsule. Da, Darsule, dacă nu mai folosești, fii antenă, Darsule, cred că o să vii la list și o să te bântuie la noapte, ok? Rafale, bă, uite, ai ceva acolo, uite, ceva. Da, ce am, n-am nimic, Darsule, hai mă, du-te mă de aici acum. Ce, Darsule, ce ai făcut? Rafale, urcă sus, fii antenă aici, uite, ăsta este primul etaj, adică etajul proprietarilor. Ăsta este al doilea etaj, etajul tău de nou, ăsta este al treilea etaj de proprietari. Da, Darsule, nu o să înțelege ce spui tu aici, Darsule, nu știi să faci un brad, e cel mai prost brad. Bă, Darsule, bă, dar ce, mă, Doamne, Darsule, nu-mi vine să cred, ai făcut McDonald's aici, ce ai făcut, mă, Darsule, bradul McDonald's sau ce e ăsta, Darsule, nici brad nu se poate numi ăsta. Rafa, fiatele, MLG, MLG, uii! Da, cel mai bun MLG știe doar să-l de toate, dar să la astăzi vedem că are chef de prostii să facă el glume din astea, e cam fraierel, nu știe să facă, mă uitați-vă puțin, ziceți-mi cu ce seamănă ăsta, chiar sunt acolo, chiar sunt curios, și la ce vă duce pe voi gândul când vedeți ce a făcut doar să-l aici, pe mine mă duce gândul numai la chestii, adică cea mai proastă chestie făcută din lume, dar să-l asta cred că e cea mai proastă construcție, la modul cel mai serios, dacă ne uităm prin persoană, ce mai vrem, ce? De mine, Rafale, noi credeam că suntem prieteni și așa, și tu așa faci? Ia du-te, mă, de aici, bă, ia du-te tu, mă, de aici. Wow, foarte amuzant, dar să n-ai reușit nimic, în fine, scrieți acum în comentarii cine a făcut mai frumos, e clar că am făcut-o, nu se mai pune problema, adică, dar oricum, scrieți acolo cu ce să seamănă, ce credeți voi că a făcut doar zile aici, că mai altceva în afară de brad, bă, nu e, bă, brad nu există, da, nu mai zic nimic, deci ăsta nu e brad, dar să le, ești, ei, nu știi nimic să faci, dar să le, cred că mai bine vin doar cu Alex la concursul de construit, că tu nu te descurci absolut deloc. Cât de frumos, cât de bine că mi-am cumpărat acest laptop, adică am făcut secret, sunt așa picat ca să-mi cumpăr eu, mie foarte bine că a trebuit să dau bani pentru altcineva, am dat bani pentru mine, pentru folosința mea, dar acum trebuie să mergem la colindat cu steaua, pentru că este 24 decembrie și este ziua pe care o așteptam cel mai mult din an, adică nu așteptam Crăciunul, ci așteptam mai mult, pentru că știți că mâine vine Crăciunul, dar așteptam mult mai mult să mergem să colindăm, pentru că asta e tradiția mea preferată, să mă duc să colind toate chestiile de genul, scrieți-mi și voi acolo în comentarii dacă vă place, dacă vă duce să colindăm și toate astea. Și hai să mergem acum la Darsel pentru că trebuie să mergem să colindăm. Stați să închid și eu laptopul ăsta să nu-l las așa aprins aici. Și acum mergem foarte, foarte frumos. Primești cu colindul? Nu, ce fai, mă, Darsel? Bă, cum adică primești cu colindul? Mă, stai, mă, ți-ai lăsat steaua, băi, avem și o steaua, Darsel. Mergem la mândru cu steaua. Zi, bă, primești sau nu primești? Da, primești cu colindul, gata, hai. Gata, nu mai țipa, Darusele, ia, Darusele, stai să-ți dau eu aici, ia, Darusele, ia, 5 lei și pleacă de aici, Darusele, poftim, gata, frumos, foarte frumos. Bă, hai să mergem acum, Darusele, trebuie să mergem la Alice, bă, dar tu știi steaua pe bune, ia cântă-mă, Darusele, că n-am făcut nicio repetiție, n-am făcut nimic, dacă nu știm, Darusele, nimic. Steaua sub răsare, ca o tană mare, steaua strălucește și Marte pornește, fix așa, bă, Darusele, steaua sub răsare, ca o tană mare, steaua strălucește și lumii vestește și lumii vestește, așa e, Darusele, nu moarte, ce moarte. Machi, hai, au capul. Bă, stai puțin, mă, Darsule, dar stai puțin, bă, iar dacă mă duc puțin, mă, da, bă, da, mai avem, bă, da, Darsule, uite-te puțin, ce sunt cu astea, de când i-ai adus tu cadouul ăla lui Alice, uite-te că iese așa de aici, ies numai de ăștia, Darsule, ce, ești îndrăgostit după Alice sau ce, care e faza? Ce, bă, nu știu, ok, Darsule, hai, mă, că trebuie să mai așteptăm, Darsule, încă mai e până să face seara, nu trebuie să plecăm acum, pentru că, fii atent, bă, Darsule, unde, bă, ce fa, mă, da, poți să nu mai folosești magiile astea de la, cum făcut tu, de la, nu știu, de la cine le-a luat, dar ai făcut magie să se facă și noapte, Darsule? Nu știu, bă, dar hai! Da, unde hai? Bă, Darsule, da, mă așteptam colindul, da, cred că nu cu Darsule, mai bine era când mă duceam cu prietenii mei din copilărie, dar ce să și facem, am crescut, nu mai suntem, sunt în alt oraș, sunt cu Darsule și cu Alice, acum trebuie să mergem, bă, da, unde aplicam ăsta, Darsule, așteaptă-mă și pe mine să vin și eu acum să colind. Da, nu uitați să puțin, deci cel mai nașpa colind, cred că o să fie cel mai nașpa anul ăsta, cel mai nașpa colind, pe bune, adică uitați să puțin, mă, Darsule, așteaptă-mă și pe mine, unde te duci, mă, vine înapoi, vine aici, ce tot faci? Alice! Bă, dar nu mai țip, mă, stai, Darsule, poți să nu mai țip, te rog? Ok, ia zi, Badu! Trecește și lumii vestește și lumii vestește că astăzi curata prea nevinovata Fecioara Maria s-a nevinovat. Ce face?
faceți? Mă, ce cauți, mă, Alice, mă, aici? Tu, în loc să faci aici pizza la oameni, tu când ți-ai microfon, steaua sunt răsare? Da. Ce faci tu aici? Bă, păi, dar nu-i... Dar ziceți ce vreți, ia, adică ce vrei, păi, Alice, hai să mergem cu steaua, da, am venit, uite, steaua sunt răsare, ia, mă, primi, păi, hai! Stai puțin, că trebuie, Alice, stai puțin, înainte de toate trebuie să... Da, pleca, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, du-te la tine în casă, du-te în casă și trebuie să primești cu steaua, pentru că am venit cu alintătura, Alice, după mergem toți trei. Dar să uite-te puțin la Alice, uite, de gata, mă, ce faci, mă, Alice, gata, nu mai mergi în casă, mă, dar, uite, dar în cel, parcă s-a... Opa. Bă, gata, dar în cel, că a intrat înăuntru, hai să culindăm, ești pregătit, bă, dar să, dar știi pe bune, știi cu pe bune culind... Steaua sus, răsare! Da, gata, lasă-mi pe mine. Steaua sus, răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Bă, știi ceva, mi-a plăcut foarte frumos, dar eu să vin mai târziu la colindat. Dar să-l ce facem aici, băi, așa să facem? Păi lasă-mă, că nu mai... Dar să-l fii atent, hai fi... Mamă, fii atent, dar să-l nu vrea să vină. Ok, lasă-ne, eu ce noi să colindăm. Dacă a zis că nu vine la început, păi lasă-mă, dar să-l, că o să fie mai mulți bani pentru noi. Dar să-l vină cu acea, ce-i la mână? De ce ești așa negru la mână? Ce-i pățit în spatele mâinii? Dar să le ce-i pățit la mână? Nu știu, bă, mamă, nu știu, bă, Rafale, nu știu. M-am murdărit? Te-ai murdărit, da, dar să le, în fine, fii atent, hai să mergem prima oară, bă, mergem la doctorii noștri cu care suntem cei mai buni prieteni, dar să le unde, da, știi că faci tu farse, da, le am, fine, nu mai contează asta. Hai să mergem să culindăm, bă, dar să, da, hai să nu ne facem de râs aici, ok? Da, bă. Bună ziua, bună seara, de fapt, bună seara. Primesc cu colindu, am venit să colindăm acum, hai, dar să, 3, 2, mă, ce fai, mă, bă, alo, 3, 2, 1, și... Ei! Steaua sus, răsare, da, ca o taină mare, bum bum, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, bum! Da, dar să le n-ai știut nimic, hai, o să facem pe bune. Steaua sus, răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. Hai, banii! Bă, gata, ce mă să faci așa? Ce vizită minunată, copii, vă mulțumesc pentru colindă, ce vă și la domnul doctor, se află în sala de pacienți, care de obicei va fi foarte bucuros. Poftiți și 30 de lei de la mine? Mamă, dar să le 30 de lei, punem o gățim, bă, să le facem o grămadă, dar, bă, nu mai, gata, hai să mergem. Mulțumim, la revedere, la sărbători fericite, hai să mergem și la domnul doctor, să ne facem de râs la domnul doctor, pe bun. Hai. Bună seara, domnul doctor, primesc cu colindu, a venit aici cu steaua, hai, dar să-i 3, 2, 1, și steaua strălucește, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, ce? Ca o taină, bă, dar stai puțin, bă, hai să cântăm pe rând, dar să tu primul și după eu, ok? Steaua strălucește, ca o taină mare, steaua strălucește, și lumii vestește, și lumii vestește. Steaua sus, răsoare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. Mă, ce vrei, dar să nu ne facem de râs la domnul doctor. Bă, ce mă de face? Și hai să cântăm. Bă, dar ne putem să cântăm și noi ca lumea. Steaua sau ne bate în joc? Ce cântăm? Două, trei versuri și atât, dar să le... Dar tu nu știi, Rafale, tu nu știi. Ia zi-o, mă, tu, bă, dar să dacă știi, ia zi-o, hai să te vedem. Ok, gata, am terminat, hai zi-o. Da, steaua sus, răsoare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Că astăzi curata, dar să le vinovata, Fecioara Maria, ia, îi dau una lui, dar... Mă, ce fai, bă, dar să le ridică-te, gata, da, domnul doctor, da, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat, Colinda, am vrut să o facem o zi mai bună, mai fericiți, da, am făcut chestii de genul, dar să le arăs așa, a făcut faze amuzante ca să fim mai fericiți, pentru că știm că dumneavoastră sunteți aici, aveți foarte mare grijă de pacienți, este foarte mare durerea de cap și am vrut să o facem mai fericit. Foarte frumos cântecul, copii, vă mulțumesc pentru vizită, chiar mi-a săcut ziua mai bună, azi, dar să le poftim din partea mea 50 de lei și spor la Colinda. Da, mulțumim, la revedere, domnul doctor. Mamă, de 50 de lei, mă, frate, 50 de lei cu încă 30 de lei, 80 de lei. Bă, dar să nu te-ai dus, mă, la revedere, sărbători fericite, dar să-l, unde ești, bă, dar să-l, pe, mă, ce faci acolo, unde te-ai dus? Nu contează. Acum și unde, bă, stai puțin, dar să-l, fii atent, dar să-l, unde vreau să mergem noi acum, fii atent, vreau să mergem și la bunica ta, dar să-l, dar la bunica ta vreau să mergem cu Alice, dar să-l, să-i din ce părere are că nu cunoaște pe Alice, bă, dar să-l. Dar chiar, mă, fii atent,
hai la diner. Mamă, să ai, a, și la diner, și la Federico. Ok, ok, poate ne dă burger, bă, dar nu se le spere. Mamă, moartea ta, dar nu se le burger să ne dea Federico, să vedem aici. Ce scrie? Dinerul lui Darius, să dăm 11. Mă, tu chiar ai cumpărat ăsta pe bune? Cum, de unde ai avut bani în primul rând? E, nu contează, bă, a venit patronul costumerilor, prins colindu. Stai puțin, Darius, dacă tu ești patronul, nu înseamnă că eu trebuie să te colim pe tine și să-mi dai mie diner sau ceva, să-mi dai de aici burger și chestii de genul? Nu, stai, mă, că când din partea asta ai 3, 2, 1 și steaua sus răsoare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Hai mă, gata, Darusele, că nu vreau să-ți cânt pe toată, că la tine e degeaba. Bravo, ia de aici, mamă, că-ți bani, bine, am plecat, Darusele, mamă, mersi, Darusele, am plecat și nu mai colim cu tine, pa, mă duc să colim pe toată lumea pe aici și le zic, mă, Darusele, mă, ce fai, mă, tu aici, mă, bă, tu-ți bagi joc, mă, Darusele, îți bagi joc de Federico, de mânca lui aici, cum să scrie aici că e dinerul tău, Darusele? Eu chiar că l-am cumpărat, bă! Cum le cumpărat, mă, tu, Darusele, zici și mie, cum le-ai cumpărat? Ei, pe fiante, am dat bani și am cumpărat. Da, da, dar să le-ai avut o grămadă de bani, da, dar să le mânta în fire, dar să puțin, acum trebuie să mergem la bunica, dar bă, dar să nu vreau să mergem la bunica acum pentru că Alice încă n-a venit. Fii atent unde vreau să mergem. Mai ții tu minte ce ți-ai cumpărat tu în vară, unde lucrai tu, dar să le prin toamnă, vară, undeva pe acolo? Nu! Dar să nu știi ce se află în partea aia, ferma, dar să nu mai știi ferma, nu știi că mai aveai un tractor, dar să le chiar. Dar chiar tractorul tău unde e, dar să le? Acolo! Acolo, da, nici nu mă mai bag în seamă, dar să le, în fine, hai că mergem acum să colindăm și da, chiar sunt curios, să sperăm că vine și Alice după ca să o prezentăm bunica și lui Darusel, pentru că bunica lui Darusel nu știe absolut nimic despre Alice și chiar sunt curios ce părere o să aibă. Ce o să creadă despre Alice când o să vadă, probabil o să zică, Darusel, ți-ai făcut o gagică sau ceva de genul, dar nu știu, mie mi se pare că nu... Dacă tot am telefonul, eu zic să-l clonăm și pe Madalina Agro. Ce? Eu zic să-l clonăm și pe Madalina Agro. Să-l suni pe băiatul ăla sau ce? Da, pe ăla. Ah, ok, ia sună-l, Darusele, ia sună-l și colindă-i tu acolo, Darusele, colindă-i. Hai, 3, 2, 1 și colindă-i. Dă-i mesaj focal, Darusele, că nu cred că îți răspunde acum. Așa, bă, Madalina, fii antenă, mă auzi? Da, fiantele, bă, primi și colindu. Hai, 3, 2, 1 și steaua sus răsare ca o taină, mă, bă, că nu știu. Steaua strălucește și lumii veste. Și lumii vestește. Hai, gata, fete, acum dai bani, nu? Ok, pa! Gata, cu ce ai vorbit, mă? Cu Madalina Agro, mă, ăla, dar tu în cea, Darusele? Da! Mamă, cât de tare, bă, Darusele, dar tu n-ai mai fost pe la firmă, de cine ai mai fost pe la firmă? Uite, mă, cum m-ai chemat? McGregor, mamă, McGregor, cât, mamă, mi-era dor, mă, Darusele, hai să colindăm, 3, 2, 1, și... Steaua strălucește, ca o taină mare, steaua strălucește, pum, și lumii vestește, Mamă, Darusele, gata, Darusele, că tu ești talentară de tot, da, să trăiți, McGregor, am venit aici să vă colindăm, Darusele, va colindă, hai că vă colind și acum, da, hai să colindăm amândoi, Darusele, odată, vrei? Hai, 3, 2, 1, steaua sus, răsare! Vă la fel, eu să fac, uite și cât tu coți, ok, hai, 3, 2, 1 și... Steaua sus, răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, bă, Darusele, vezi că să cam uite că am urât pe tine, McGregor, ia stai puțin, ce colind frumos copii, dar, Darusele, ce faci, de cine ai mai venit pe la fermă, ne era dor de tine, dar auzi, bă, dar de cine ai mai venit, mă, dar chiar, dar să ca să te-am întrebat. Deci asta l-am întrebat și eu, de ce, dar să n-am mai fost pe la fermă, unde e tractorul, unde sunt toate treburile astea, da, am zis să venim aici. Păi fii antenă, bă, eu am răcit, nu te uiti, eu încă sunt răcit. Da, ești răcit, dar să le și tu ești așa dezbrăcat, dar să le afară, nu poți să colinzi noaptea, nu? A, da, a plecat și pleca, mă, McGregor, da, nu știu, dar să nu, cred că, adică e mai micul, trebuie să-l înțelegi și pe el o să vină când are Kiev, știți, atunci era toamnă, era vară, nu avea școală, nu avea probleme și era bine pentru el. În fine, vă mulțumim, da, ok, la revedere, nu, nu avem nevoie de nimic, mă duc acum după Darusele. Mă, dar ce faci, mă, la, bă, unde ai plecat, mă, Darusele? Da, deci Darusele a plecat de tot, nu știu care este faza cu el, dar acum trebuie să mergem la Fanane, Darusele, dar de unde ai învățat tu magiile astea? Poți să spui și mie cum mă teleportez pe mine lângă tine? Nu știu. Tu nu știi nimic, Darusele, ok, Darusele, ne-am mers să colindăm cu steaua și n-am mai folosit steaua. Acum la McGregor nu ne-am dus cu steaua, de-aia nu ne-a dat niciun bani. Eu am folosit-o, uite! Ai folosit-o și nu ne-a dat niciun bani, bă, Darusele, ai plicat ca fraierul. Ești tu fraier, Darusele, ce să spune, cel mai mare fraier din lume. Okay. Bă,
Bă, bă, dar Răsule, ce să petrecem la Alice în casă? T-auzi cum s-aud sunetele alea de la brăduț, dar Răsule? Da, bă, nu știu, hai înăuntru, hai înăuntru! Hai să mergem, să vedem ce tu faci, mă, Alice, mă, gata, mă, Alice, mă, ce... Ce, bă, ce faceți, bă? Bă, bă, Alice, stai puțin, de ce arată așa bine bradul ăsta? Parcă nu arată așa de bine. Alice, ce ai făcut la brad? Bă, păi, am schimbat brazii cât ați fost voi plecați, na... Da, mai e seară, haideți că e timp să colindăm rapid. Da, Alice, noi după tine am venit să colindăm, că noi deja am colindat pe toată lumea. Acum trebuie să te luăm la Alice. Da, stați că trebuie să-mi dați și mie din banii care i-ați făcut. Păi stai puțin, dar n-ai venit cu noi? Cum? Adică hai că îți dăm de la bunica lui, dar Răsule, dacă ne dă ceva... Da, mi-e dat toți banii, da, bine, hai. Da, lasă că mă duc eu singur pe jos, uitați-vă puțin. Deci când se întâlnesc ăștia doi, chiar este nebunie. Este o nebunie totală. Parcă când sunt eu doar cu Darusel, când sunt eu doar cu Alice, parcă e altceva. Când sunt cu amândoi, n-am cu cine să mă înțeleg. Deci n-am cu cine să mă înțeleg, pe bune. Dar uitați-vă la ei, acolo nici nu știu să meargă cu mașina. Mă, ce tot fac ăștia acolo? Bă, Alice, așteaptă-mă. Hai, intrăm peste voi, cioc. Alice, așteptați-mă, mă, să intrăm la bunica. Așteptați-mă. Ce vorbește cu bunica ta? De ce vorbi oare? Ia să vedem. Ia, liniște. Salutare, dumneavoastră, cine sunteți? Măreți așa, nu știu, da. Sunteți bunica lui Darusel? Bunica. Dar bunica cui? Lui Darusel? Asta e prostă să duce la omul în casă și întreabă cine e. Dacă sunteți bunica lui, să știți că el e foarte obraznic, fură mereu, dă în mine, da, așa. Cum adică, bă? Bună, bunici, ce faci? Am venit să colindăm, alo, ok, Alice, lasă, să plece și colindăm noi și ne dă, nu primește ea nimic, hai să colindăm, da. Să rămână, deci am venit să mă colindăm astăzi pentru că este 24 decembrie, mergem cu Steaua și colindăm, hai, dar să le 3, 2, 1 și Steaua sus răsare. Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. La anul și la mulți ani! Gata, hai să vedem, bine ați venit, copii, vă mulțumesc pentru vizită și colind, Darusel, dar cine este fata aceasta? Opa, Darusel, cine e fata aceasta? Ia spune-i tu, bunicii tale, Darusel, cine e fata aceasta? Pe fiantină, bunii, ea este Alice, ea este o prietenă de-a mea care am cunoscut-o la școală și ăsta este Rafael, ăsta este sclavul meu. A, de parcă nu mă știe pe mine, asta e puțin cum adică sclav, bă, Darusel, du-te-mă de aici, bă, pe mine mă știe că am fost în aceeași casă, cum adică, Darusel. El mă știe de când am intrat peste el în casă. Bă, cum să spui așa ceva, bă, asta s-a întâmplat, bă, da, să rămână, noi, dar să le iau, am zis să ne servim din frigider, ia să vedem ce mai are, ce mai... Așa n-am cunoscut, dar să le mi-era bărbătul de aici, că mi-era... Așa n-am cunoscut, noi am intrat peste ei în casă, da, ei m-au lovit, așa, au vrut să scape de mine, da... Cum adică te-am lovit? Adică... Uitați ce face nepotul. Vedeți? Dă-mi mine. Darusel? Da, la revedere. Sărbători fericite. Vă mulțumim. Adică suntem foarte fericiți că am venit la dumneavoastră. La revedere. Ne vom întâlni și de Crăciun. Poate vedem. Bă, Darusel, bă, ce fac? Bă, așteaptă-o, mă. Bă, ce-i făcut, bă? Darusel. Uitați-vă puțină, Darusel. Nu mai vreau să mai vreau. Stați punga cu banii. Banii, dați banii. Punga cu banii. Scoateți punga și dați banii. Da, uite.
uitați-vă puțin la ei, nu mai înțeleg nimic, măcar am fost la colindat, bă, după părerea mea mă duc acum acasă foarte frumos, deja mă doare puțin cap, așa a fost într-un fel, cât de cât amuzant, chiar a fost amuzant, trebuie să recunosc, dar colindatul ăsta n-a fost cum ar trebui lui el să fie, cum era pe vremuri, n-a fost, adică da, am venit cei drept cu Darusel și cu Alice, dacă eram doar cu unul dintre ei, poate decurge altfel, dar într-un fel de fapt am fost cu Darusel pe la început, dar azi nu știu Darusel cum făcea toate treburile astea, mă, ce fac, mă, ce face Alice? Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. La duș și la mulți ani, scoate punga și dă bani. Mă, Alice, după ce că tu ai venit la sfârșit, tu mai vrei să mă mai și colinzi pe mine, stai puțin, tu când am venit să te colinzi cu Darusel, de ce nu ne-ai dat nimic? Acum vrei să-ți dai eu ceva, după ce că tu ne-ai lăsat pe noi singur să mergem, acum mai vrei și bani, nu? Bă, așa e frumos, hai că mă faci să dau cu steaua în tine, hai fi de Crăciun mai bun și bine, dă bani. Bine, ia un burger, lasă bani, ia un burger, că după ce că tu nu ai dat nimic... Bă, bani, eu... Ce s-a întâmplat tocmai acum, what? Steaua sus răsare, ca o taină mare. Gata, opriți-vă, bă, dar voi nu știți să scrieți, să spuneți o poezie pe bune, adică ce înseamnă asta, nu știți, dacă vine moșul, voi spuneți așa poezia la îndara, dacă vorbiți la unde e deodată, voi astea de lege, voi, tu spune poezie. Bă, păi, dar eu ți-am zis, steaua sus răsare, ce te apucă cu pletele talbe? Gata, opriți-vă, că vreau să vă spun ceva, bă, gata, că nu mai vine moșul, deci nu mai vine moșul, deci dacă voi vă bateți așa în ziua de Crăciun, în primul Crăciun, fericit, toată lumea. Bine, lasă că mă duc eu acum să vorbesc cu moșul, mă duc eu să vorbesc cu moșul, acum mă terminați, mă, ce vreți să faceți? Fiți atent, Alice, dar Darusel are dreptate, trebuie să cânti moș Crăciun cu pletele talbe, pentru că dacă vine moșul, tu îi cânti de moș Crăciun, că e ziua lui cum ar fi, adică el vine aici. Bă, păi, da, că eu îi cânt. Eu cânt cu omul meu de zăpadă. A, da, omul tău de zăpadă. Ce e mă asta? Bă, uite, Rafale, uite omul meu de zăpadă. Da, dar el e Olaf. Alex, se pare că tu nu crezi că o să primești nimic de Crăciun. Deci nu știi să zici nici poezia cum trebuie, Alex, să-ți bagi de tot. Ai și un de la... Ok, puneți-vă aici jos pentru că vreau să vă spun ceva. Înainte de toate, fiți atenți. Bă, dar nu cred că ar fi o idee mai bună dacă vine moșul și vă pune să cântați, să-l spuneți pe rând, tu spui ce vrei și el spune ce vrea, ok? Crăciun! Bă, dar este gata, că n-a venit moșul, aro, gata, mă, dar s-a spus, mă, Crăciun fericit, mă, să vă zic, iau, ce frumos, stăm noi aici, frumos, aici, Crăciun, mă, dar ce va... Da, stai, că trebuie să zic și eu, Crăciun urât, mai. Ah, da, Crăciun urât, mă, dar stai, mă, Alice, vină-mă înapoi, Alice, mă, pe bune, adică, gata, termină, te fiți atent, bă, dar v-ați făcut, mă, scrisoarea pentru moșul, v-ați spus undeva? Da, am făcut, da. Supernă, ce supernă, mă, Darusele, ia, mă, să mă uite, ai pus ceva, nu ai nimic, Darusele, supernă, ia, stai să mă uit, mă, că știu că ai tu ceva aici, ia să vedem ce a scris Darusele, ia, aici, Darusele, că e o scrisoare, trei, dragă moșule, sunt cel mai, mă, ce scrie, mă, aici, cel mai, steluțe, ce scrie, mă, aici, băiatul din Grand City, sunt cel mai prost, cred că ai scris, bă, Darusele, sunt cel mai prost băiat din Grand City, iar numele meu este Darusele 2012, aș dori de Crăciun niște burger, ediție specială de Crăciun, pentru că doar asta îmi doresc în viață, să fiu înconjurat numai de burger, abia aștept să vii, vine moșii, ura, iupi, mă, Darusele, bă, tu ești ok, mă, Darusele, cum să-ți dorești numai burger de Crăciun, Darusele? Rafa, fii antenă, deci dacă moșul nu mi-aduce burger, eu o să tu pe moșul, ce pe burger, iupi! Ok, Alice, tu ți-ai făcut scrisoarea acasă la tine? Eu, da, hai, după mine, ok, Darusele, rămâi acasă, Darusele, stai acolo, joacă-te pe calculator până vine moș Crăciun, că poate cine știe, poate vine câteva secunde, ok, mă, Alice, da, uitați ce a făcut Alice, deci îmi sparge gea, mă, toate chestiile astea, dar fiți atenți, că a plecat Alice și Darusele nu sunt apropiat de nimeni acum, vreau să vă spun că astăzi vreau să le fac o farsă, mă, cine, what, s-a făcut noapte, ok, înseamnă că trebuie să cumpăr cât mai repede cadourile, pentru că Darusele am auzit că vrea el niște burger ediție specială, trebuie să mă duc la diner, pentru că eu o să mă costumez în moș Crăciun și o să fac o voce să nu mă recunoască, ca și cum chiar sunt moș Crăciun, să le fac eu o farsă, stai că vine, dar Alice, mamă, nu mai spun nimic, hai, mă, Alice, gata, ai făcut lista, e gata? Hai, rapișcă deodată, ce ai? Bine, gata, vin, hai că vin acum, lasă, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți după aceea despre ce este vorba, că o să fie ceva super tare, abia aștept. Așa, mă, Alice, hai să văd ce scrisoare ai scris tu, mă, da, Alice, tu ai fost cu minte, mă, să vină moșul la tine, crezi că o să vină moșul la tine, Alice? Da, păi, dar normal, ia, uite-l, uite că l-am aici, lângă mine, e
Nu, asta e moșie de jucărie. Alisa este din ce scrisul. Dragă moșile de Crăciun, îmi doresc niște ursuleți foarte frumoși, dar ce aceștia sunt preferații mei, dar vreau ceva mai diferit. Niște steluțe. Mă, ce e moda asta cu steluțe? Că și dar să-i apun niște steluțe. Niște steluțe super, super, super. Eu sunt Alice cea mai tare, abia te aștept moșii. Mă, ce e asta, mă, dar Alice, pardon, nu dar Eu nu știu, nu mai mi-aduc aminte ce era acolo, dar hai să-ți arăt ceva. Ce? S-a prinde și moșul? What? Adică, și la mine s-a prinde moșul, vrei să spui că și eu l-am pe moșul ăsta fix la fel, Alex, mi-am cumpărat și eu la fel. Bă, tu mă copiezi, da? Ia, pleacă de aici, de la mine din casă, să mai vii numai dacă ai cadouri sau bani, pleacă. Bine, lasă, că poate nu mai vine moșul, vorbesc eu cu moșul să nu mai vină, ce spui de treaba asta, Alex? Da, ți-am zis să pleci, haide, pleacă, bine, pleacă. Bine, gata, am plecat, ok, acum plec de acasă și trebuie să mă duc repede, vreau să mă duc să cumpăr treburile astea, să-i cumpăr lui Darusel niște burgere ediție specială de la restaurant, dar știți care este faza? Darusel a zis că el a cumpărat dinerul, dar bine, Federico nu știe Darusel de unde vin burgere, ăștia nu o să spună Federico nimic, dar înainte de toate, în afară de treaba aceasta, vreau să mai mergem după, să mergem și la mall, pentru că la mall trebuie să iau ursulețul lui Alex, că na, Alex vrea niște ursuleți, poate găsi niște ursuleți tot așa ediție specială ceva, ce nu mai are ea, pentru că parcă așa a scris în scrisoare, dacă mi-aduc aminte, și după aceea o să ajung repede acasă, tip-til, mă duc sus și mă schimb în hainele de Moș Crăciun, să arăt ca Moș Crăciun și după aceea o să înceapă partea cea mai interesantă, unde Darusel de fapt și Alice o să-l întâlnească pe moșul. Abia aștept și chiar sunt curios pentru că o să-i pun la niște chestii super, super amuzante și abia aștept să vedeți. Mama, după cum se poate vedea, da, Darusel, cică, dinerul lui Darusel, hai mă, pe bune, hai că mă duc acum să cumpăr astea de la Federico, să vedem foarte, foarte frumos, să vedem, mă, ce face, mă, uitați-vă puțin, bă, Darusel, mă, bă, Darusel, vino aici, bă, ce faci mă acolo? Mă, ce faci mă acolo? Vino mă aici, bă, că nu te... Hai că plec, dar o să le lasă-mă în pace. Nu, mai gata, plec, mă duc la cel la restaurant, că n-am... Ce vrei? Ce vrei, dar să le... Ce să vreau? Nu vreau nimic, dar să le... Mă duc, plec... Ia de aici cadou, ediție specială de suc. Ce mă asta? Da, poțiune de poison. Hai mă, du-te de aici, dar să le... Lasă că vorbesc eu cu moșul să nu mai vină, dar să le vrei să-i lui moșul să-ți bagi în burgerie aia ceva de poison, dar să le să te otrăvească cum vrei să faci. Bă, nu mai da, gata, lasă-mi în pace. Mamă, deci se pare că nu putem să cumpărăm de aici, trebuie să mă duc în altă parte pentru că Darusel este aici. Dar ceea ce este bine, știu că acolo la unde este mall-ul, se mai află un restaurant fix acolo în mall. Ceea ce este bine, cumpărăm de acolo burger, nu mai avem niciun stres, o să fie mult mai bine pentru că nu o să fie de la diner și poate au ediție specială acolo. Mă, ce faci, mă, Alex? Mă, Alex, ce faci pe aici? Alex, ce faci pe aici? Ce? Uite, am luat și eu un burger de la cineva de acolo și am vrut să-l mănânc, dar da, nu prea vreau acasă și da. Ah, ok, păi dar de ce nu te duci acasă? Uite că plouă, ăsta plouă, doamne, e ninsoare, uite că e frig aici, Alex, du-te acasă că înghiți pe aici, ce se întâmplă cu tine? Bă, da, de ce stească? Eu parcă ți-am zis să pleci, ea pleacă de aici. Bă, eu am plecat, mă, Alex, nu sunt la tine. Bă, mă, deci a nebunit, Alex, mamă, cred că mai bine nu le mai fac niciun cadou, dar trebuie să le fac, mă, că după nu o să fie prea bine. Uitați-vă la Darusel pe acolo. În fine, mă duc acum repede în mall să cumpăr toate treburile astea. Mă, ce s-a auzit acolo? What? Oh, în fine, nu mă interesează. Mă, ce fac? Trăsare ca o taină mare, steaua strălucește. Ok. Gata, am ajuns și aici. Sunt în mall. Bă, dar se pare că sunt ursuleții aceștia pe care deși aia vrea Alice. Adică nu mai sunt alții, pe bune. Mă uit pe aici prin toate chestiile astea. Opa. What? Cât de șmecheri sunt ursuleții ăștia, păpușile astea. De fapt nu sunt niște ursuleți, sunt niște păpuși, dar arată interesant, mă, cred că de ăștia. Mamă, cum arată ăștia, dar pe care să-i cumpăr eu lui Alice? Bă, după aspect totuși, eu aș crede că lui Alice cred că chiar place ăsta. E și de Crăciun așa, arată super super bine. Cred că îi l-aș lua pe ăsta, îl aș lua și pe acesta și cred că i-aș mai lua pe ăsta. Hai să iau 3 ursuleți din aceștia, 3 păpuși din aceștia. Nu știu ce sunt acestea, sincer, dar da. O să iau astea după mă duc la Darusel să-i cumpăr acolo de la restaurantul de jos. Trebuie să-i cumpăr și eu niște burger ediție specială și după aceea mă duc repede acasă, mă transform în Moș Crăciun și o să înceapă acțiunea. Gata, în sfârșit sunt aproape de casă. Vedeți, am cumpărat burgerele lui Darusel și acele 3 ursuleți. Uite, vedem că scrie Christmas Teddy aici pe ele și să vedem aici să facem cadou. Bă, ce se întâmplă mai aici? Bă, ce faceți, mă? De unde aveți mă și ăștia, bă? De unde au venit tu și ăștia? Bă, Alice, ăștia sunt ursuleții pe care tu ți-i doreai de Crăciun? Nu, aia sunt ursuleții din Sălbătice care vor să se ducă pe el. De ce l-ai omorât? Ok, lăsați-mă, mamă, deja mă enervează. Stai că plec acasă, mă, dar duceți-vă și Alice, du-te și tu la tine acasă. Bă, dacă vine Moș Crăciun, ce faci, Alice? Nu mai, ce faci, Alice? Poate fi venit moș, ia du-te să vezi dacă Da, vă las aici să aveți un prieten. Da, o
am înțeles. Hai, mă, dar să le, mă, să mergem în casă, dar să le lasă pe asta. Bă, dar să le, a nebunit, să tot, mă, cu ursuleții, mă, dar să le, bine că hai că da, și tu cu, bă, în fine, nu mai zic nimic. În fine, hai să mă duc acum repede în casă, dar să le, nu mai zic nimic. Bă, ce, mă, stai aici? Bă, dar să le, dar să le, dar să le. Ce caută porcul ăsta la noi în casă? Vorbește, mă, nu, mă, ce, dar să-l distrugi, dar să-l distrugi decorațiunea, dar să-l, ce fa, mă, ce fa, mă, dar să-l, poți să-mi spui mie ce faci aici, vorbește și tu mai tare, dar să-l, că mă, ești nervios, vorbește, stai lângă mine, uite-te la mine, ce faci aici, că nu te înțeleg. Ok, dar să le nu mă, bă, dar fii atent, dar să le nu mă mai interesează, trebuie să, dar fii atent, știai asta, dar să le, ia uite-te, bă, că ăsta luminează, dar să le, știai, mă, asta știai, asta știai? Ia unde? Cum adică unde? Unde nu vezi? Mamă, bă, Rafale, stai, vino. Ce vrei, mă, să faci, mă, dar să le, ce tot mai vrei, să vin unde, ce, ca ce, bă, ce fac, bă, ce, ce, ok, acum ai făcut, ai făcut tu porcul de Crăciun, că știi tu, dar să le, fii că eu mă duc la mine în cameră, să-l, dar să le, pa, pa, du-te acolo, dar să le, vezi că, bine, pa, dar să ne, în fine, mamă, deja mă enervează, dar să nu știu care se faza, a venit el cu porc, știi, bă, într-un fel tradiție de Crăciun, să taie porcul, dar chiar scrieți acolo în comentarii dacă voi ați tăiat porcul de Crăciun, adică ai voi știi, chiar sunt curios dacă s-a întâmplat treaba asta la voi. Și acum începe partea mai interesantă, bă, uitați, se deschis aici, în fine, trebuie să mă duc aici să iau costumația de Moș Crăciun cu care... Ales, ce cauți aici? Nu se aude, bă, nu se aude. Da, mă, Ales, pleacă, mă, de aici, lasă-mă în pace, pleacă, du-te la tine acasă, Ales, mă, mă, dar să uite de puțin la Ales, uite ce face, ne spionează din nou. Wow, dar să le, deci nu vorbești, nu, bine, mă, du-te, mă, de aici, pleacă, pleacă de la mine din casă, dar să le, pleacă de aici, lasă-mă, că eu fac treaba, lasă-mă pe mine, du-te, mă, du-te, mă, că mă, te vine Moș Crăciun, bă, dar să le, du-te jos la tine în cap, gata, a, mi-ai făcut, a, am înțeles, mă, dar să le, mamă, deci i-a mâncat porcul limba, cum s-a spune, dar să-mi, ia să-i de, carne de porc, mamă, e bună, în fine, hai să ne continuăm treaba, dar uitați-vă ce mi-a făcut Alice aici, în fine, nici nu știu dacă ar trebui să-i mai dau treburile astea, dar o să-i dau, aia, să fie și ea mai fericită, poate nu o să mai facă tâmpenie din acestea, dar acum trebuie să mă costumez foarte, foarte bine în Moș Crăciun. Și după aceea să mergem să facem planul nostru și chiar sunt curios cum o să iasă totul, pentru că o să fie foarte, foarte interesant și abia aștept. Gata, m-am costumat, închidem aici foarte frumos, mergem la paie să vedem cum arătăm, să vedem, să sperăm că nu e Darius el pe aici pe undeva, ca să nu ne vadă că venim tocmai de sus, să ne uităm aici în oglindă, 3, 2, 1 și bă, uitați-vă cum arăpă, chiar zici că sunt moșul și nu e doar asta, pentru că acum sunt costumat în moșul, dar vedeți că am vocea, poate o să-și dați seama 100% după voce, dar dacă o să fac vocea în felul următor, ho, 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 ai fost cu minte copile, ce vrei să primești de Crăciun? Ceva de genul, să fac vocea și da, să sperăm că nu, adică nu o să-și dea seama nici dar să-i nici Alice. Acum mergem jos repede să punem cadourile acolo, să vedem ce face și Darius el, să vedem. Prima oară vreau să mă duc așa ceva de genul tip-til, să merg aici foarte frumos aici. Și în 3, 2, 1, ho, 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 hai să pun jocă cadourile astea aici, așa, lejer, jos și acum să mări, oh, copil, aha, deci mamă, bă, mă, ce ești, mă, ce tu ești? Da, da, copile, eu sunt mai prins, copile, ia un loc aici, dacă tu mai prins, vreau să iei un loc, ia un loc cu moșul aici, așa, frumos și moșul lângă tine, foarte bine, vreau să-mi spui cum te cheamă pe tine. Pe mine mă cheamă Darusel, bă, mă, sunt, dar pute ce-am camere, bă, bă, dar pute-o leagă, pute. Cum adică pute, copile? Păi, dar nu știu ce ai tu pe aici, în fine, auzi, copile, ai fost cu minte anul acesta? Da, bă! Cum adică vorbești cu bă, lui Moș Crăciun? Cum adică, n-ai înseamnă că nu ești cu minte, unde sunt ai tăi? Părinții tăi, unde sunt? Să seama părinții mei. Stai puțin, copile, stai. Uitați-vă, bă, ține, dar vreau ceva. Ce în fine? Stai puțin, bă, copil. Uite. Ce sunt cu oamenii ăștia de zăpadă, copile? Părinții mei, uite, ia stai, ia tot. Mamă, copile, ești cam în obraznic. Cred că o să plec la casa de lângă, la celălalt copil, ție nu o să-ți mai dau nimic. Moșu, vino. Eu am un cadou. Da, uitați-vă, dar da, deci mă enervează, dar să uitați la el. Cum faceți? Și cum moșu se comportă așa? Ok, deci problema e la dar să cum faci? Uite. Ce e asta, copile? A, mulțumesc, cu fii atent, copile. Hai, dar nu sunt lihnit acum. Nu mi-e foame, Hai, te rog, copile, coboară aici. Ce? Hai, urcă acolo, bătrâne, urcă așa. Gata, copile, mersi, că ai grijă de mine. Fii atent, ce vrei să-ți aducă moșu, copile? Ce vrei așa de Crăciun tău? Eu vreau un iPhone 14. Un iPhone 14? Păi, stai puțin, tu nu ești băiatul ăla de voia niște burgeri? Ba da, fii atent, eu vreau. Ok, stai puțin, știi o poezie, să-i spui și lui Moș o poezie, Moș, eu știu cu părul, crezi fără rata? Fără rasa nicotez. Ok, copile, cred că nu o să-ți mai dau nimic. O să plec în căutare după altcineva. Nu, Moș Crăciun, cu plete d'albe, a sosit de primă și aduce. Văd că ești alergic.
gata, gata, copilă, e de ajuns, văd că ești talentat, ok, fii atent, copile. Ia uite ce cadou ți-a adus, mă, și uite-și pe tine, te cheamă Darusel, da? Tu ești Darusel, da? Bă, Darusel șeful, tot pentru tine, așa am, Darusel șeful, așa am zis. Cu cine vorbești, cu cine vorbești, mai cineva pe aici? Bă, uite, cu ăsta, cu ăsta. A, cu moșul ăsta, ok, fii atent, ia uite, din partea moșului, ediție specială, păr cărtă la Moș Crăciun. Bine, bă, fiantele, tu ești fraier, fiantele, ești fraier și tu ești cel mai bun, yeee! Dar vorbește cu minte, copile, fii cu minte, gata, auzi, acum o să plec de la tine, dar vreau să-mi spui, pe aici este o fată pe nume Alice? Nu, bă, moșu, stai, vin, moșu, vino. Ce, copile, ce, nu, mă duc, plec. Copile, fii atent, știi o fată pe nume Alice, e pe aici prin apropiere, unde stă, știi unde stă? Da, e pe acolo, vino. Acum, ok, copile, hai că vin acum, stai ușor, ia ușor, hai să mergem acum, ce, hai copile, da, tu n-ai părinți, ești singur aici? Da, sunt singur, pe mine m-a lăsat părinții, dar fii antenă, mușu, dacă vrei, tu poți să fii părinte, yeeey! Nu, copile, eu am o grază de făcut, adică eu vin moșii odată pe an, mă vezi, acum mai văzut, dar acum hai să mergem, unde mă duci? Uite, în casa aia, uite, acolo, casa asta, uite. Gata, copile. Asta este casa fetiței, îți mulțumesc că acum poți să te duci la tine acasă, să uitați, moșu, o găină pe ăsta, pe Rudolf, pe cum îl cheamă, Rudolf? Bine, da, du-te, copile, acasă, că eu o să mă duc acum, deci dacă ai spus că aici asta, mă, ce... Alice, un vinul la cuite, e moșu, ce dorme, ce zice? A venit moșu! Ce? Chiar tu ești? Nu, Stai puțin, ai speriat-o, pe săraca fată, dormea, trebuie să... Speriat-o! Cum adică, așa vorbești tu cu moșu? Nu, dumneavoastră a speriat-o, dumneavoastră! Auzi, fii atent, tu trebuie să te duci la tine acasă, pentru că altfel lăsam eu cadourile aici și le vedea iată dimineață. Ok, hai că le las pe aici. Da, uitați-o la Darusel când v-ați trebuie de asta, deci mă enervează. Te-ai lovit. Aho, da, ce vă duce pe aici? Ce faci acolo? Așa, fetiță, păi, da, e cam obraznic copilul ăsta. Eu i-am adus cadouri, dar e cam obraznic, sincer. Tu, hai să luăm loc pe canape și să-mi spui mai multe despre tine. E băiatul ăla pe undeva, uite-te la el. Ce faci pe aici? Pleacă acasă, copile. Lasă-l, îți spune-mi tu mie mai multe. Ce cadou mi-ai adus? Mi-ai adus ce s-a încerut? Păi fii atentă, ia loc acolo. Vreau să-mi spui o poezie lui moșiu, ca să vedem dacă ai fost cu minte sau nu, dacă știi. Mă, cred că o să vorbesc cu părinții lui și nu o să mai bei cadouri copilul acela. Așa, acum că a plecat băiatul acela care e cam neastâmpărat, cred că la anul nu o să mai vin pe la el. Vreau să-mi spui, deci pe tine te cheamă Ales cumva, Ales? Da, așa mă cheamă, da. Ok, și vreau să-i spui lui moșu, vreau să-i spui o poezie ca să primești, pentru că moșu ți-a adus niște cadouri pe care tu ți le doreai foarte mult. Da, pe bune, adică, desigur, stați să mă gândesc la o poezie, copile, pleacă de aici, de la geam, du-te la tine acasă, la anul nu o să mai vină moșu la tine. Ok, gata. Alice, vino. Ai vedea ce e acolo? A pus el un moș Crăciun, da. Bine, cred că m-am gândit la una, da, destul de bună, așa. Așa, Alice, pune-te, stai acolo și spune-le un moș o poezie pentru moșu să primești cadourile pe care tu ți le-ai dorit. Moș Crăciun cu plete dalbe a sosit de prin nămeți să aducă daruri multe la fetițe și băieți. Poate punga și de bani și cadouri aici. Iar a venit băiatul ăla, ți-a deschis ușile, nu știu unde, în fine, lasă-l, ok, dar mai cântă o dată, dar să cântă gen așa, Moș Crăciun cu plete. Moș Crăciun cu plete talpe a sosit de prin nămeț, el aduce daruri multe la fetițe și băieți. Ok, foarte frumos, uite, am pentru tine, ți-am pregătit ceva și tu îți doreai, sper să-ți placă, să fie potrivit pentru tine, ia uite, primul cadou, al doilea și al treilea, ursuleț. Ursuleț, ediție specială de Crăciun, nu-mi vine să cred că sunt preferații mei la mod de cel mai serios. Mă bucur că-ți plac, eu o să plec acum, pentru că trebuie să mă aduc. Ei, ală, unde pleci, că trebuie să vezi cum îi pun, hai, după mine, hai. Ok, eu mai am puțin timp. Ce cauți aici? Ok, lasă-l acolo, dar tu-l cunoști pe el? Eu nu-l știu, e un vecin mai așa, da, uite, deci, stați să mă gândesc, punem pe ăsta aici și pe ei doi aici. Ok, foarte frumos, deci a venit Ok, eu acum, ok, și băiatul ăsta, ciudat, eu o să plec acum, o să mă duc la cel. Nu, nu-mi fura ursule!
ții, dă-mi-le înapoi, dă-mi-le înapoi, dă-mi-le înapoi. Uite, vezi, să te duci să iei cadouă. Du-te și ale înapoi, că mi-l-o furat. Ok, ok, băiatul, lasă-i aici, lasă-i, da, ce fa... Ok, băiatul, la anul nu o să mai vine, mă, și la tine ești foarte neastâmpărat. Da, după cum se poate vedea, vedeți cum face, dar râsele cam ciutat, Alice. Poți, cred că s-a bucurat, sincer, că să sperăm că li s-au bucurat toți bine, dar râsele deja s-a bucurat, am... Mă, copile, ce faci aici? Cum te-ai teleportat lângă mine? Copile, ce-i bățit? De ce nu mai vorbești, copileța? A, păi vezi, copileța, te știi de ce nu mai poți să mai vorbești? Pentru că ești un copil rău și nu o să mai vină nici moșul la anul. Deci trebuie să fii mai cu minte, ok? Da, deci de-aia nu mai poți să mai vorbești. Ok, du-te acasă la tine, copile. Fii cu minte, copile. Mă... Deci da, uitați-vă ei acolo în spate, uitați-vă și la Alice și la Darusel, dar în fine, nu mai contează asta, am făcut pe moșul, din păcate, da, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Darusel și cu Alice, adică, da, Darusel e cam ciutat, nu știu de ce face treburile astea, nici nu mai vorbește, nu știu ce face, mamă, ce face Alice, în fine, da, cam atât a fost data viitoare, să sperăm, adică nu mai vreau să mai fiu moșul pentru ei, pentru că a fost prea de tot, sincer. Apropo, voi ce ați primit de Crăciun? Scrieți voi acolo în comentarii și un Crăciun fericit la toată lumea, pentru că, da, cu Darusel nu prea e Crăciun fericit, dar a fost amuzant, să zic mai mult, a fost bătaie, adică într-un fel amuzant, dar a fost mai greu pentru mine, că a trebuit să vorbesc cu vocea de Moș Crăciun, dar da. Sărbători fericite, Crăciun fericit și scrieți voi acolo în comentarii ce v-a adus moșul. Alice, dar se-l bă, a trecut Crăciunul, dar bă, da, voi ce ați primit de Crăciun? Că eu am adormit, mă, atunci, nu știu, n-am primit nimic, eu am dormit atunci când a venit moșul, dar se-l, ce ați primit voi de Crăciun? Ce burger, mă, ia, ce burgerile lui Moș Crăciun? Bă, cum adică, mă, bă, dar să le, asta te-ai dorit tu de Crăciun. A, am uitat, dar să le, deci aia ți-ai înscris tu pe scrisoare, mă, Alice, te-ai primit ursuleții de tot, ziceai tu despre ei? Bă, eu mi-am primit ursuleții foarte, foarte fain și am vorbit cu moșul, am vorbit cu moșul, știi tu, nu? Bă, chiar fi asta de Barafele, dar tu ce ai făcut Barafele? Cum adică ați vorbit, mă, cu moșul? Cum să vorbiți cu moșul? Că moșul vine, vine, tiptilnii, voi nu-l vedeți pe moșul, cum adică l-ați văzut pe moșul? L-am prins și după am vorbit cu el și azi că sunt cel mai cuminte copii. Da, foarte cuminte ești tu, Darusele, da, Darusele, foarte cuminte, da, ai zis așa încet, Darusele, că nu mai poți tu de cumințenie. În fine, Alice, la tine, cum adică ați vorbit cu moșul? Tu cum ai vorbit, Alice, cu moșul? Ia spune și mie, că, adică l-ai prins și tu sau cum s-a întâmplat? Eu nu l-am prins, nu, că n-am făcut ca el, a intrat el cu moșul peste mine în casă. El se l-a adus pe moș, ok, deci moșul s-a împrietenit cu Darusele, vrei să spui tu mie, adică nu? Nu, nu, că după ce a plecat, eu zis că e un copil neastâmpărat și că nu o să mai vină la anul. A, pe Darusele, nu ai zis că ești cel mai cuminte, Darusele, da, ai zis nu, încet, Darusele, că tu ești cel mai cuminte, nu e așa, că o să vină moșul la anul, Darusele, din nou, nu? Tu unde ai fost? Alice, spune-i tu unde am fost, că eu cred că am zis la început, Alice, cred că i-am spus deja de la început și cred că știi tu, Alice, nu știu, adică, pe unde? Mit, o, dor, mit. Vă fac un nani puiu, mami, ok. Bă, Rafael, bă, da, ce fresh, că nu le-a prins pe moșușul. Alice, mă, tu l-o înțelegi pe ăsta cât de fraier e? Adică l-o înțelegi ce zice? Nu, dar hai, spune-mi de ce m-ai adus aici, ce vrei face? Păi fiți atent, mă, că tot e iarnă, frate, adică foarte, foarte frumos, de fapt, ieși și spune, bă, de unde ai, mă, bulgăre, dar să le, fii atent, este vorba de un bulgăre, dar tu ce cauți cu bulgări în casă, dar să le, de unde ai făcut rost de el, cum l-ai ținut, cum nu s-a topit în casă? Uite, bă, Rafale, uite, acum a stopește și vă la rom. Foarte amuzant. Ok, veniți, mă, în partea asta, veniți în spate, mamă, deja mă enervează. Voiam și noi să fac. Bă, veniți, mă, după mine aici, fiți atenți că, bă, dar să dacă mai dai, nu mai face nimic. Dar să nu ne mai știu nimic. Ok, dar să ok, Alice, uite de puțin, dar să uite-te ce are în spatele la mână, că l-am întrebat, bă, dar ce-i făcut, mă, dar să le pe bune, ce-i cu dânga asta? Vezi și tu, Alice? Nu știu, bă, Rafale, și nu contează. Da, negru cu gri. În fine, bă, dar să le fiți atenți. Alice, veniți încoace, dar să le, Alice, veniți încoace, fiți atenți. Știți că ne-am jucat noi aici, ne-am dat aici pe gheață, mai știți, da? Da. Ne dăm iară? Nu, 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 adică o să ne dăm, că mergem așa, dar nu ne dăm cu astea, fiți atenți. O să vreau să construim niște baze și după aceea de zăpadă cum ar veni și după aceea să ne batem cu bulgări, că tot avea dar să niște bulgări. Ok, nu știu care e faza cu omul ăla, dar se poate, dar în fine, fiți atenți, o să ne apucăm acum să facem niște baze pe aici. Ce mai vrem, mă, Darusele, că te auzi, vai, de capul tău, Darusele, ce e aici? E frig, e frig, uite, e frig. Da, e frig, Darusele, tu ai băgat bulgăria aia în gură, Darusele? Ok, dar să nu sunt burger, sunt bulgări, dar să le, că mie îmi vine să zic burger, că m-ai întâmpit cu burgeri. Alice, nu te-a întâmpit și dar să le cu burgeri, mă, ce-i mă ăsta, dar să le? Bă, nu știu, băi, ia, nu, Alice, dar te chedeai să zicem, că eu n-am venit aici în frigul ăsta degeaba. Cum adică, păi, v-am spus să facem niște baze, ne facem niște baze de zăpadă, după aceea, adică câte trei, și după ne batem ca să reascundem după bazele alea, să ne batem și cine e cel mai șmecher, o să câștige cum ar veni, practic. Începem, eu deja mi-am ales locul. Da, v-ați ales locul, în fine, ok, v-ați ales locul, eu mă duc și în parte, mă, ce faci, mă, de ce vii după mine, dar să le ieși, ne simțiți? Nu, bă, tu vii după mine.
mine. Stai puțin, că ea s-a plecat din partea cealaltă, fii atent. Bă, da, Alice, nu așa departe, Alice, vină mă înapoi, că trebuie să fim apropiați, mă, Alice, sunt ei dus în parte, trebuie să fim aproape, să ne vedem. Uite, fiți atenți. Nu mai merg mai aproape. Fă-ți la Alice aici, mai aproape, Alice, mai aproape, că nu putem să ne batem cu, adică, nu faceți zita mai, bă, nu facem concurs de construit aici, nu trebuie să faceți zita mai castelul sau ce vreți voi să faceți. Face bine acolo. Tu-l faci aici, Alice, și eu îl fac în partea asta. Așa, ok, mă. Bă, dar să le fii atent, am o idee. Vină aici, vină după muntele ăsta de l-ai făcut aici. Deci fii atent, dar să le. Hai să trolăm pe Alice, dar fii atent. Deci prima oară ne batem ca și cum nu e nimic, dar după la final vreau să-ți dau un semnal. Bă, mă asculti pe mine cumva? Da, mă, hai, zi. Păi vino aici să mă asculti, dar să le, că ți-am zis, dacă vrei, dacă nu, completezi cu Alice și hai, te batem noi, poate. Deci fii atent, dar să le. O să la un moment dat, fii atent, la un moment, momentan facem așa. Ne batem frumos toți trei, cum ar veni, să fie totul frumos. Și la un moment dat, dar să le, fii atent, vreau să mergem amândoi. O să zic, bă, dar să le, uite-te în spate, o să dau cu bulgării ăștia în tine, dar să le vine să zic burger din cauza ta, dar în fine, o să dau cu bulgării după tine, dar să le. Bă, nu mai mănânci burger mult? Așa, mă, dar să le, fii atent cum o să facem. Deci fii atent, dar să le facem bazele astea, ne batem, după aceea începem bătălia, ne batem normal să nu își dea seama Alice de nimic. După aceea, la un moment dat, Alice, dar să le, spre final vreau să facem un fel următor. O să zic ție, bă, dar să le, uite-te în spate și după o să vin cu bulgării ăștia, să dau cu bulgării în tine. Iar după aceea, dar să le, vreau să te enervezi, să mă alergi pe mine și o să alerg spre Alice, să vii după mine și după să-i dăm cu foarte mulți burger, să-i dăm amândoi cu toți bulgării ăștia posibil. Bă, da, de ce? Bă, dar să le, da, poți să nu mai mănânci burger în continuu, că mie vine să zic burger în loc de bulgări. Bine, bărafle, fii atent, haide să batem palma, 3, 2, 1 și gata, am bătut palma, gata, dar să le, în fine, fii atent, acum hai să ne apucăm, bă, uite-te, dar să le, uite-te, cât am vorbit, uite-te, că asta a început să facă, mă, ce facem aici? Hai, rapid, gata, trebuie să fac și acum, trebuie să mă apuc și acum să fac baza, trebuie să iau, fac rost de zăpadă și de toate chestiile astea, o să facem baza, după aceea o să ne batem, cred că o să-mi fac baza undeva ceva de genul pe aici, pentru că nu vreau să fie foarte departe, că nu o să ajungă bulgării și mie îmi vine să zic burger din cauza lui Darusel, dar da, nu știu, scrieți acum în comentarii dacă, bă, voi, vă cam enervează Darusel când zice, bă, Darusel, trebuie să ne batem cu bulgări, nu cu arc, ce faci aici? Scuze. Păi dacă nu lasă, am terminat. Bine, gata, Alice, stai aici, Alice, dar când ai avut timp să faci toate astea? Pleacă de aici, inamic. Ok, deci Alice, deci așa la rolul, serios, ok, acum trebuie să mă apuc și eu să-mi fac repede baza, iar după aceea o să facem ceva foarte, foarte șmecher, o să ne batem și să sperăm că o să iasă planul așa cum am propus cu Darusel, să completeze și Darusel cum ar trebui și scrieți acolo în comentarii dacă voi nu vă enervează, adică, pe bune, Darusel cu burgerii ăștia, că mănâncă burgeri în continuu, sincer. Burgerul este bun pentru sănătate. Ok, dar să le, te-am înțeles, lasă că mă apuc și acum să fac, bă, da, uitați-vă, dar să ce faci, el zice că își faci, bă, dar să le, bă, stai mai puțin, am zis să faci o bază, tu faci o casă, ce e asta, dar să le? Iglu, brafeli! Ce e mult ăsta, iglu, dar să le, nu iglu, ce iglu, au, mamă, cum pronunță și dar în fel, cum pune accentul, în fine, nu mai contează asta, mă apuc și acum să fac baza mea, să vedem cum o să facem, vreau să fac un turnuleț, ceva de genul foarte, foarte șmecher și abia aștept acum să iasă totul și după aceea să mă bat cu Alice și cu Darusel. Bă, cred că mai degrabă aș face o complotare cu Alice, sincer, că cu Darusel mă cam enervează, sincer. Și n-aș vrea, adică aș vrea să-i dau foarte mulți burgeri, era să zic chiar burger, dar nu mai contează asta. Ok, gata, mi-am luat materialele foarte, foarte frumos și acum mă apuc să fac aici foarte, foarte bine. Cum o să fac eu baza aceasta? O să fie ceva de genul așa. Mă, ce facem, Alice? Deja a început să pornească. Ok, deci mă cam enervează, Alice, sincer, cred că de fapt cred că o să fiu pe cont propriu și o să-i bat pam bine, oricum o să fiu pe cont propriu, dar nu aș mai face timp nici cu Darusel, nici cu Alice n-aș face, sincer, dar o să fac baza ceva de genul cam așa. Să vedem dacă arată bine. Bă, uitați, bă, Alice, poți să nu mai dai cu burger că n-a început ăsta concursul. Gata, ai răbdare. Du, dacă ai făcut baza, stai aici liniștită. Dinamic la orizont, dinamic la orizont. Acoperiți, retragerea. Ok, nu mai nimic de comentat. O să termin aici baza. Fac foarte frumos aici baza. Vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vă place baza mea, dacă este o bază mișto, dacă ar fi trebuit să-i fac altceva, dar totuși oricum nu trebuia să-i fac nimic altceva. Adică e ceva de genul așa mai frumos. Mă, ce cauți, Alice, pe aici? Ce vrei să faci tu aici? Ce tot vrei să faci? Că nu te înțeleg. Uite la baza mea asta fac. Să văd dacă e bine gândită, știi? Da, foarte bine gândită baza ta, ce să spun, Alice, dar în fine, ok, deci să fac ceva de genul intrarea pe undeva pe aici, prin spate, ca să nu poate să intre pe la mine, să nu-și dea seama niciunul dintre ei. Și după aceea o să fie chestia asta aici și o să pun niște chestii aici în colțuri, ca și cum să urc și să-i văd pe ăștia să mă urc așa, bam, 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 foarte frumos. Aici ar fi trebuit să fac, o să fac ceva de genul așa, ca să pot să urc într-un fel și aici aș vrea, deci trebuie să facem locul acesta ceva de genul și după aceea să mă gândesc eu pe unde aș putea să fac o intrare, cred că o fac direct pe aici, ceva de genul acesta, o să dau fix așa, ăsta aici, ăsta aici și după aceea ar trebui să vină ăsta fix așa mai în sus aici să fie liber și bam bam bam, cred că ceva de genul așa o să fie, în partea asta o să dau un Alice, în partea asta dar o să
el și cam da, o să fie. Bă, cred că cam așa arată, nu cred că trebuie să mai fac nimic. Arată cam ok, baza mie chiar îmi place. Scrieți acolo în comentarii dacă vouă vă place. O să mai punem aici zăpadă așa foarte, foarte frumos, să mai fie așa puțin mai mare acest loc. Că nu început încă, eu îmi construiesc aici. Bă, dar să le termină te mă cu asta acum, adică să te duci așa, nici n-a început runda, dar să le și ce ai făcut aici? Bă, dar să le tu spui căul de-astea, bă, n-ai nevoie, bă, dar să le n-ai voie cu de-astea, cu obsidian, cu asta. Ce tot faci aici, dar să le trebuie doar zăpadă, doar zăpadă, altceva nu trebuie să mai pui. Ok, caca. Da, dar să le tu te omori singur, ok, dar să le las, am înțeles. Mă, Alice, dar tu, Alice, dar câte baze îți mai faci tu aici? Adică ce înseamnă asta, să faci două baze? Ce vrei să faci tu aici? Bă, dar nu, că nu-s două baze și n-ai spus câte trebuie. Aici am făcut locul unde o să atac și aici ai baza de retragere. A, bă, fii atentă, fii atentă, Alice, că deja mă enervează, dar să-l mă enervează foarte rău și fii atentă ce vreau să facem. Deci fii atentă. Vreau să-l trolăm, pe Darius. De fapt nu-l trolăm, mă lasă, nu-l trolăm pe Darius, să-l lasă. Mă, n-are rău să-l mai trolăm, sincer, adică pe bune, nu. Adică oricum e el necășit, nu. Hai că mă duc la mine acolo la bază și o să începem când ești ăsta gata, că ai văzut ce și-a făcut el acolo, deja e necășit. Dar uite puțin la el, ți se pare normal? Mă, ce faci? Mă, ce faci? A, vrei să ne batem de acum, Alice, nu? Nu, da, gata, scuze, mi-a alunecat, da. A, ok, am înțeles, Alice, gata, ne punem acum foarte frumos pe poziții, bă, dar să le ești gata, mă, bă, dar ce îți face? Nu, nu-s gata, nu-s gata! Bă, dar stai puțin, dar să le, în primul rând, cum vrei tu să te bați, adică cum o să te bați tu cu noi, pe unde e tu vizibilitate, că trebuie să ieși aici afară și o să-ți dea Alice numai dar cu bulgări în continuu. Dar n-am terminat! Păi, dar ce mai fa? A, se face acolo în sus, ok, dar nu știu cum o să, în fine, îl așteptăm pe dar să se termine treaba aceasta și după aceea, bă, fiți atenți, nu vreau să vă, adică am faci și vreau să-l trăiesc pe dar să-l las, dar dacă mai vrei să mai facem chestii de genul în care ne batem cu bulgări din aceștia și o să-i trolăm, o să vreau să-l trolez pe Alice și încă, adică o trolăm astăzi pe Alice, practic, dar data viitoare vreau să-l trolez pe Darusel, nu vreau să facem data aceasta. Dacă vreți voi acolo, scrieți în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri, deja mă cam enervează, nu știu, bă, și faci și ușă, bă, ăștia și fac case, mă, na, n-ai cu cine să te joci, sincer, dar mă duc eu aici, mă pun pe poziții, îi aștept că deja nu mai pot să mai vorbesc, deja mă cam enervează și aștept să fie gata, pentru că eu nu mai am răbdare, sincer. Bun, după cum puteți vedea, mi-am umplut aici, mi-am făcut un chest, pentru că o să avem mare nevoie de provizii de foarte mulți bulgări, pentru că iar era să zic burger, dar uitați-vă puțin, mă, Darusele, ce tot faci, mă, bă, Darusele, tu joci murdar, tu trișezi, Darusele, vrei să nu dai tu, Darusele, vrei să faci cu din astea, Darusele, nu, așa faci tu, da? Da, ia, Darusele, de ce arunci mine? Din greșeală. N-am zis că o trolăm pe Alice, tu ce vrei să faci aici, Darusele, că nu te înțeleg, vrei, a, pe lasă-o că mă duc acum la Alice, să-i spun ca să te trolăm pe tine, Darusele, nu, păi, pe atunci, bă, ok, Darusele, lasă că vezi tu, Darusele, bai, mă, mai termină data asta. Din greșeală, ok, dar se gata. Pe poziții, toată lumea. Gata, mamă, Alice, gata, dar să le ai, mă, fi, gata, bă, dar să le mai dă făcut ceva sau nu? Hai, pe bune, gata, că deja ai făcut aia. Da, nu mai vorbi peste mine, dar să le, că nu te auzi, ești gata sau nu ești gata? Da, sunt gata. Bine, dar să le, gata, uite că Alice sunt tine, ok, mamă, deja a început, dar să le a început lupta. Asta înseamnă, uitați-vă că a dat dar să le mie, trebuie să mi se regenereze viața, să mi se facă frumos și după aceea mă bat și eu. Uitați-vă la ei puțin, adică cum se bat acolo, uitați-vă la dar să le, uitați-te și la Alice, uitați-vă că stai. Da, ok, am înțeles ce vrea, dar să facă, lasă că uitați. Deci practic am zis că vreau să-l trăiesc, dar să mă duc și acum să dau și Alice, bă, da. Ia, că și-a luat, Alice, bă, da. Dar să-l pot să, bă, dar să-l, mă cam enervez, sincer. Bă, Alice, ce faci acolo? Alo, dar tu ce faci acolo? Ce să fac și eu? Da, uite ce ce-a făcut dar să-l, deci bă, dar să-l, deci a pus dar să-l chestiile alea, mecanismele alea și dar să-l nu știe să facă absolut nimic. Vedeți cum trișează? Bă, ce și-a făcut și Alice acolo? Mă, Alice, tu ce ți-ai făcut acolo în spate? Alice, ce sunt alea pe acolo? Bă, păi, dar nu, că n-am făcut nimic, sunt așa de decor. A, de decor, lasă că dai după tine, Alice. Bă, ce fac? Bă, dar să le, ok, dar să le, ok, am înțeles, da, bă, dar e fraier, Alice, uite-te la dar să le, că de fraier și-a pus alea și tot nu face nimic, uite, nici nu mă nimerești, dar să, bă, stai, mă, v-a spus amândoi pe mine, bă, uitați-vă puțin, deci s-a pus și dar să le pe mine, dar să le dă pe mine, uitați-vă, eu am zis că ultra l-am pazit și dar să le dă pe mine, nu știu ceva, bă, dar să le, termină, deci, bă, ce, Scuze. Ok, bine, lasă. Mamă, ce cât bă, Alice, de unde e mă tu? Da, stai mă, Alice, bă, ești puternică. Dar să, uite-te în spate, ce în spate, dar să, uite-te în spate. Mă, Alice, nu mai dă mamine, stai. Ce în spate, dar să le, ce în spate acolo? Ce în spate? Bă, dar da, Alice, după mine în continuu, bă, dar să le, ce în spate? Uite-te în spate acolo. Bă, nu simți de mine în coace. Bă, ce cam, bă, pleacă, bă, n-ai voie. Bă, lasă. Bă, pleacă-mă de aici, pleacă-mă, dar să le, ești simți cum adică? Bă, lasă-mă, lasă-mă în pace. Lasă-mă, ajutor, Alice, ajutor, hai, dar să trec de aici. Ia de aici, bine, l-am dat jos, ia uite-l. Bă, dar să le vină încoace, stai puțin, pioa, dar să le vină înapoi la tine, vină înapoi aici la tine, Alice, ai răbdare. Bă, vină mă înăuntru, bă, vină înăuntru. Ce faci, te arunci în apă, ce faci acolo, te aruncă în apă în loc să... Bă, la fel, fii atent, o să
ce plan mai, Darusele, ce să facem din nou, ce să facem din nou, că tu ești în stare să faci absolut nimic, Darusele, am vrut să facem o chestie foarte, foarte simplă și te-a dat jos, ce vrei să facem, nu înțeleg. Aaaa, Rafale, fii antenă, fii antenă. Ia, ce? Hai la tine. Da, da, ok, Ali, stai acolo, lasă că mă, ce faci, mă, ce vrei, Darusele, pleacă de aici, lasă-o în pace, pleacă, ia, du-te, mă, tu de aici, bă, da, Darusele, poți să nu mai folosești alea, gata, acum trebuie să ne batem, Darusele, nu mai folosim nimic altceva. Hai, bum. Da, uitați-vă cu cine am ales să mă bat, deci cam nu cred că trebuia să fac asta, că e cam enervant cu ăștia doi, uitați-vă puțin. Acum, bă, m-auziți, putem să ne batem, să începem din nou lupta, să ne batem ca lumea cum trebuie. Ok, deci Alice a început, da? Bine, Alice, lasă că vin după tine acum și dau. Mă, ce, mă, Darusele, ce faci mă acolo? Ce, nimic, nu, Rafael, nu-i vreo tu încoace, ia mi vreo tu încoace, ia că mă bar. Bă, nu-te acord, lasă-o, Alice, ajută-mă, Alice, primește-mă înăuntru, primește-mă, nu am trupă, pleacă mă, dar să-l lasă. Primește-mă. Hai pe el, 3, 2, 1 și hai, dar să-l dai. Bă, Darusele, măcar într-un final ai reușit și tu faci ceva bun. Bravo, mă, Darusele. A mers planul ăsta și drept a fost un plan mai șmecher, Darusele. Da, bă, Darusele, dar fii antenă, bă. Există doar un câștigător, adică eu. Da, ai tu un câștig. Deci așa faceți, da? Veniți câte doi așa pe mine și așa faceți, da? Bine, las că vedeți voi data viitoare, vedeți voi. Ok, bine, bă, Alice, uite-te puțin la Darusele. Bă, ce faci, mă, aici, Darusele? Cumva ți-ți salvă cu frig, mă? Da. Am zis și mă, Rafaela. Am zis că cu frig, pe bune? Ia de aici, să fie și mai frig. Deci așa faci, da? Dai cu sabia, vii așa pe mine, veniți amândoi pe mine, vedeți că vă vede lumea, ce e acolo de sus, vă vede toată lumea, vedeți voi, las că vedeți voi. Uite-o dacă ce-ai făcut, ne-ai umplut casa de zăpadă. Bă, a plecat de aici, bă, cum ai, bă, dar a plecat de aici, bă, dar voi, cum, de ce vă bătiți așa, Darusele, dar pe bune, adică, de, care a fost ideea ta să dai cu sabia atunci, bă, bune, Darusele, adică a fost amuzant, dar care a fost ideea ta, de ce ai trișat în halul ăsta, Darusele, pe bune? Păi sunt șmecher. Da, Darusele, știi că, adică, uite, ai făcut zăpadă, ci că zici, da, Alice, ai făcut după aici, pe gel, Darusele, am înțeles, bă, nu ești bun de nimic, Darusele, acum ai răcit, stai așa, răcit, pe bune, adică, pe bune, Alice a plecat acasă, trebuie să mă duc la ea, să mă împac acum, ce vrei să fac altceva, hai, du-te, du-te. Ia antenă, bă, Rafale, că vin o leacă, bă. Uite așa fac, uite. Așa, așa, bă, pleacă așa. Mă, ce? Așa, 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 așa. Noapte bună. Ah, Alice, stai puțin, Alice, mă, stai, așteaptă. Mă, da, uita, da. Deci, nu mai am nimic de zis. Uitați-vă la amândoi că, mă, Alice, poți să te oprești puțin pe loc, să te oprești pe loc, dar Alice nu mai e aici. Eu pot să te ascult, dar întâi de toate trebuie să vii tu după mine. Băi, unde să vin? Băi, așteaptă-mă și pe mine. Cum adică să vin? Uitați-vă la mamă. Unde să vin, Alice? Așteaptă-mă. Da, uitați-vă cu cine, dar Alice s-a băgat acolo. Mă, ce facem ăla? Bă, Darusele, bă, Darusele, vină mă repede, fiate, mă, ce faci aici? Vrei să răcești mai rău sau ce vrei să faci tu aici? Nu te înțeleg. Rafa, lasă-mă, bă, am ce frig, Rafael, scoate-mă, bă! Da, uite, gata, bă, tu te dai singur și după... Da, mersi, Darusele, hai, du-te de aici, deja mă nerezi, dacă iau răcela de la tine, Darusele, te dau afară din casă, Darusele, nu mai stai cu mine în casă, s-a înțeles? Ok, apșu! Da, bine, ok, bine, Alice, ce mai vrei, mă, ce vrei să faci, ce se întâmplă aici, ce vrei să faci, adică, pe bune, ce faci cu asta, Alice, ce faci cu motocicleta lui Darusele? Darusele? Alice, ia mortul, ia vinotul în gage că îți dau cu arcul, ia, bam! Darusele, lasă, Darusele, stai puțin, că am ceva să zic, Darusele, vino aici să vorbim, Darusele, că nu poate să fie așa liniște. Bă, Darusele, uite-te puțin la Alice, deci ne-a băgat și mașinile, acum ți-a băgat și motocicleta, ce trebuie să-i facem data viitoare, Darusele? Eu zic să ne mutăm din oraș, bă, eu zic să lăsăm și să ne mutăm de toți. Ia, stai, am o idee, fii atent, Darusele, vreau să-i facem o farsă, bă, dar vreau să scriu oamenii încolo, adică ai vreo idee de farsă sau lăsăm oamenii să decidă acolo în comentarii ce farsă să-i facem data viitoare lui Alex? Fii atent, eu zic să explodăm casa cu TNT-uri. Ba, nu explodăm casa, că eu i-am cumpărat-o, cum adică? Și ce? A, cum adică și ce? Ai, mă, bine, Darusele, lasă că nu o să mai tun nici, să stai pentru că te dau cu. Da, ne-a luat toate mașinile, din păcate nici acum nu mai avem mașini, dar n-ai cu cine să te înțelegi, pe bune, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă ar trebui să mă mut din oraș, să nu mai stau cu Darusele și cu Alice în același oraș, că e cam teroare, sincer, deja nu mai pot, măcar trecem într-un an nou și da, nu știu, să sperăm că poate să îmbunătățim și să fac și mai cu minți în 2024. Deci mie nu vine să cred cum a trecut anul acesta, chiar sunt foarte, foarte curios dacă
că vouă vă vine să credeți. Mie chiar nu-mi vine să cred cum a trecut anul acesta, dar da, mai sunt câteva zile și trebuie să facem niște chestii interesante, așa că mă duc la Darusel ca să-i spun și eu niște treburi, că na, trebuie să facem și noi să fie foarte, foarte frumos, că habar n-am ce să mai fac astăzi, chiar n-am nicio idee și chiar vreau să fac ceva foarte interesant, că e și zăpadă, e Crăciunul, frate, și este ultima, aproape este ultima zi din an și noi, da, nu putem să mai facem nimic, dar mă duc acum la Darusel să-l întreb și eu, bă, dar chiar sunt curios ce face Darusel și după să mergem hai, și pe la Ali. Hai, băi, oane, dă-i, oane, dă-i, stânga, în dreapta, dă-i, dă-i, bun, dă-i, dă-i, bine, bă, ce fai mai aici, bă, Darusel, iar te joci cu mine pe calculator, bă, Darusel, trece anul și tu tot pe calculator te joci? Pe burafele, bă, uite, bă, ăla, că burafele, trece anul, se face un an și de când mă joc, și asta mă joc cu el. Ce, mă, bă, Darusel, nu te înțeleg, bă, ce, bă, uite-te la Alex, puțin, mă, ce facem asta aici, a plecat, a plecat, mă, Darusel, ce zici tu acolo, bă, stai, mă, calm, bă, Darusel, te-ai speriat că am venit, eu zic ceva, ce faci tu, de ce te joci cu Ion în continuu? Eu sunt trist că n-a trece anul și n-a, acum mă joc cu Ion, că după un an, eu nu mai pot să mă joc cu Ion, că trece anul, într-un an, nu mă joc cu el un an. Cum adică nu te mai joci, mă, cu Ion un an? Cum să nu te mai joci cu Ion un an? Păi ce, mă, ce fac? Uite, de ne-a spart geam, a spart geam, doamne, doamne, ce nesimțită e, bă, în fine, hai, mă, Darusel, cum adică nu te mai joci, mă, cu Ion un an? Cum să te nu te mai joci cu Ion un an? Ce are Ion? Ce face un an întreg? Mai sunt câteva zile și treci un an de când mă joc cu Ion, uite, 2023, 2024. Și o să-ți apare ție că trebuie, bă, trece anul, Darusel, dar nu stai un an fără joacă, stai câteva zile, că mai e foarte puțin, Darusel, ce faci tău? Aaa, pe fenta, bă, Rafle, dacă tot ești aici, ia-te afară acolo la porcăria, bă, bă, Alice, 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 fenta, Alice, vino! Mă, Darusel, stai puțin, stai puțin. Mă, Darusel, poți să-mi spui și mie, lasă-o pe Alice, că e nebună, știi cum faci, poți să-mi spui și mie ce ai de spus, că deja mă enervez, Darusel. Adică nu te mai joci cu Ion acum, ce faci? Te-ai ridicat, nu mai vrei, ce mai vrei să faci acum? Păi fii atent, Rafale, eu ți-am pregătit ție și lui Alice un cadou și fii atent, Rafale, dacă stai puțin, ce, ne-ai pregătit un cadou sau cine ai pregătit? Păi uite ce a făcut Alice, poți să spargi și aici. Doamne, tu ai pregătit lui Alice un cadou și a spart și geamurile, nu? Ia stai așa, gata, Rafale, și fii atent, Rafale, te ia unul cu mine afară, vino. Doamne, ce mă enervează, Darusel, așa mai am o zi odată, Darusel, vorbești tu odată că ce stai așa și vorbești, nu vorbești nimic, Darusel, mă plictisești. Ce să văd, ce să văd, ia. Te-a lăsat, pa! Ce să citesc, mă, da, wow, bă, mă și enervează, dar să-l sincer, și Alice nu știu care e valda cu ea, ce tot făceam acolo, dar în fine, ia să-i de... Da, bă, ce m-a scris în ăsta, dar să-l, că nu înțeleg ce-i scris în el, bă, dar să-l, așa, da, dar să-l, ce fac? Da, în fine, n-am ce să fac cu Darusel, sincer, bă, eu, Darusel 2012 am făcut un treasure hunt, mă, nu știu să-mi scrie, Darusel, bă, dar ce scris e ăsta, e un scris urât pentru voi, am ascuns 5 cadouri în casa noastră, casa lui Alice și chiar Diner, primele două cadouri sunt în casa noastră, două cadouri sunt în casa lui Alice și ultimul cadou este în Diner, o să scrie pe cadouri pentru cine este cadoul noroc nabilor, ok, după ce că Darusel a scris foarte, foarte urât, mă, ce cadouri face Darusel și el vrea să ne ieșcăm față ascunsele cu cadouri, adică să căutăm niște cadouri, mă, ce vrea să Darusel să facă, mă, dar trebuie să mă duc și la Alice, că a zis că și că ești pentru Alice, dar sunt două cadouri la mine, două cadouri la Alice și un cadou la Diner. Cum adică, mă? Adică două cadouri la mine. Bă, Alice, bă, pe unde ești, mă, Alice? Alice, vino încoace, vino repede. Ok, deci uitați-vă și la asta, bă, deja mă cam enervează, nu știu. Bă, de unde e pură, mă? Da, mă, ce mai e așa? Stai că trebuie să-mi termin de făcut groapa. Ce groapă, mă, Alice? Ah, ce groapă ai făcut? Ia stai puțin. Bă, ce faci, mă, aici? Mă, Alice, ce asta? Ce faci aici? Uite, aici îngropie oamenii. Bă, pleacă. Bă, Alice, stai puțin. Stai puțin, că tot ai s-a îngropat oamenii, nu vrei să-i facem un fars lui Darusel ca și cum că a murit el, dar gen să-i punem, să ne plângem așa la el cum ar veni, că a murit, că nu știu ce... Cum adică, bă, Rafale, cum adică? Păi nu, da, aia că te-am văzut pe tine, da, Darusel, crezi că făceam, da, de ce tot pleci, Darusel, că nu te înțeleg, ce vrei să faci? Nu știu, papa, ui! Hai, zi ce ai vrut. Bă, Alice, și că Darusel ne-a ascuns niște cadouri, a ascuns două la tine în casă, două la mine în casă. Hai. Și unul la Diner. Mă, stai puțin, așteaptă, a ascuns două cadouri, unul pentru mine, unul pentru tine, adică unul pentru mine la mine acasă, unul pentru tine la mine acasă, doar așa aici la fel, cum ar fi. Deci, vreau să căutați prima oară în casa. Ce, bă, dar stai puțin, bă, nu mai spura, Darusel, că nu te înțelegem, bă, fie calm, a plecat Alice, unde e? Bă, Rafael și Alice, prima oară căutați în casa mea și lui Rafael, după în casa a lui Alice și după la Daniel, ok, papa. Păi uite cadouri aici, dar asta nu sunt cadouri. Mă, ce cadouri aici? Ascuns, mă, Darusel, mamă. Alice, cred că știu unde ascuns un cadou. Fii atentă, cred că l-ascult. Da, fix aici, ai avut dreptate pentru că aici. Da, uite.
Stai puțin, cadou ia. Stai, mă, stai. Nu lua. Stai puțin că avem o carte de citit în ea, a zis. Bă, stai. Ce-i asta? What? Mă, ce? Bă, cine a pregătit? Alice, da. Stai puțin, Alice. Pune alea înapoi. Uite, book and kill. Acest cadou este pentru... Pentru mine? Stai, că trebuie o greșită aici pentru Alice. Stai puțin. Dăm cadou. E pentru tine. Păi da, și da, să-ți nu să nu fur cadourile. Ce mi-ai cu... Dă-mi de-alea înapoi, dă-mi le-a dat. Că nici n-am văzut ce mi-a cumpărat, mă, Alice. Pă bune, mi-l bat să-și înjunche. Uite. Ia, ce mi-a dat, burger. Mă, ce mi-a dat, mă, ce... Oh, bani? Mam, calcul... Bă, ce asta? Bă, stai, cal... Mi-a dat calculator și ceva, parmă, stai... Citește cartea. Ok. Acest cadou este pentru Rafaica. Rafaica, cine e Rafaica? Păi, nu știu, bă, așa scrie. Alice, de ce te ce-ți bagi? De ce mi-ai scris numele Rafaica? Ce înseamnă asta? Bine, eu am scris, hai, ia și citește. Ok, ți-am luat un calculator nou că l-am spart pe ăla vechi, m-am jucat pe altă formă și am doare și l-am spart. Ți-am luat și o carte de rețete ca să-mi gătești? Mă, cum adică mi-a spart, mă, calculatorul? Cum adică? Bă, dar să le cum adică mi-a spart calculatorul? Știu că ești pe undeva pe aici, ce mi-ai făcut, dar să le că nu te înțeleg. Bă, ce sau te, bă, ce sau? Darcel, Alice? Numai că... Așa, ia și citește mai departe. Da, păi am citit tot ce mi-a scris, am citit, gata, da. Cum adică mi-a spart calculatorul, mi-a spart, mi-a spart și... Gata, ai citit, acum ajută-mă să-l găsesc pe meu, că nu-i corect numai tu, așa, da, hai. Bine, ok, gata, mi-a spart și mi-a smasa, mi-a spart și geam, ok, lasă, ok. Dar nici nu știu, ce mi-a dat, măi, ce mi-a dat bani, mi-a dat calculator, mi-a dat, ce mi-a mai dat, mă, ia, mă, ce calculator, dar nici nu pot să-l pun pe ăsta. Opa, mă, e interesant așa, bă, dar nu-mi place, mă, ăsta, nu, că el va pune una. L-am găsit. Unde ești, Alex? Unde ești? Alex? Uite, vin încoa. Ia, uite. Ia, bă, dar nu știi că e pentru tine asta. Stai că citim acum pe harte. Păi da, ți-am zis să nu e. Acest cadou este pentru Alice. Ce-ai făcut? Dă să văd, că nu te cred. Uite, ce amuzant e, dar să uite, da. Acest cadou este pentru Alice, ți-am adus și îți place ție foarte mult și pizza pentru Pizza Girl, cel mai urât nume de steluțe, adică. Nu știu. Alex, da, mă, da, ce tot face Darusel aici cu toate treburile astea, că nu înțeleg, adică ți-ai luat tot aici, ok, Alex, hai, ia-ți cartea înapoi, cred că asta era, și acum ce trebuie să mergem la tine, a zis că mai sunt două cadouri la tine, sau ce a spus el? Da, așa au zis, dar trebuie să avem grijă că poate ne face ceva, nu știu. Da, ai dreptate, cred că trebuie să avem grijă că cu Darusel orice se poate întâmpla, hai să mergem la tine acasă să vedem ce cadouri ne-a pregătit, mă, Alex, da, tu sigur mi-ai dat toate cadourile tale, Alice, la gen ale mele pe care le-ai luat de acolo, dar nu le mai lua, fii atent, lasă-mă să citim acolo, adică citește ce e pe ăla dacă găsești și după te uiți dacă e pentru tine sau așa și să nu mai e, ok? Da, hai să vedem și acum, bă, cred că ascund și la tine aici, Alice, cred că ascund și la tine aici, da, nu e nimic, pleacă, sau du-te să vezi, poate fi acolo, Alice, ia vezi, vino repede, Alice, du-te că poate n-am văzut eu bine, du-te tu să vezi, du-te, așa, du-te, da, ok, gata, Alice, acum cadourile sunt pentru mine toate, ia să mă uit că am închis acolo, ce faci, mă, Alice, ce faci? Dă drumul, că cadourile nu sunt pentru tine. Hai, gata, hai, urcă, Alice, urcă înapoi, hai să le căutăm pentru că, da, ai dreptate, mamă, mi-a dat burger, stai, mă, să mănânc burger ăștia, că mi-era foame, sincer, hai să ne uităm prin partea asta, Alice, pe unde ar putea să fie un cadou, deci nu e pe aici, pe sus, mă, ce e asta? Ce scrie? Citește tu, Alice. Ia, acest cadou este pentru Alice. Oh, ți-am trimis niște decorațiuni de Crăciun, Halloween și ce scrie aici? Dă-mi să citesc, Alice. Cum adică, mă, ce scrie? Cum adică de Halloween? Ce Halloween, mă, că a trecut Halloween, bă, dar să le tâmpit? Nu știu, dar ia și citește ce scrie acolo, că eu nu-mi dau seama. Vacientines, ce scrie? Acest cadou este pentru Alice, ți-am trimis niște decorații de Crăciun, Halloween și Valentine's. Ți-am și trimis pizza pentru restaurantul tău. Nu, mă, ce scrie, mă, dar să le aici? Valentine's Day, mă? Alice, cum adică Valentine's Day, tu ești cu dar să le împreună? Hai, lasă-mă să-mi iau cadourile. Uite, Alice, așa, ai ceva să-mi spui? Nu, n-am nimic să spun. Dar nu mai știi pe David? Ba da. Păi și cum adică, de ce scrie? Bă, lui dar să le place de tine sau tu ești cu dar să le împreună? Nu e nimeni cu nimeni. Ok. Păi și David, cum adică, nu mai ești cu David? Nu știu. Stai că am primit un butoi cu item. Mă, Alice, ce sunt astea? Își bate joc de tine? Să-ți găsim o dată cadou. Ce, cum, da. Cum adică? Dacă ai deschis toate astea, Alice, de ce s-a gândit, dar să trimit, în fine, dar Alice, lasă, ok. Mă, da, nu, pe bune, trebuie să facem curat aici, că nu se poate, sunt toate treburile astea aici, trebuie să facem curat și trebuie să-l căutăm, că mai e și ăla pentru mine, Alice, unde-o fi oare ăla pentru mine?
Da, nu știu, dar n-ai zis că ai găsit tu ceva, parcă? Nu, n-am găsit nimic, dar ce faci aici, de ce le arunci aici? Pentru că n-am ce să fac. Asta e adevărat, chiar n-ai ce să faci, adică nu știu ce s-a gândit, dar o să trimit așa ceva de Valentine's Day și de Halloween. Cum adică, mă, Valentine's Day? Nu știu, scrieți-mi acum în comentarii, pare că am suspect sincer, dar mă rog, trebuie să trecem acum să căutăm cadourile ce mai avem și da, nu, că deja... L-am găsit. Mă, cum l-ai găsit, mă, unde ești? Alex, cum adică l-ai găsit? Unde ești? Sus, unde ești, mă? Bă, da, ăștia sunt ursuleții pe care ți-am dat eu ție. Cum adică ai găsit cadou? Ăsta e cadou sau ce? Aici. Ce? Aici, mă, dar stai puțin, stai să scot eu asta, că am prea multe în inventar, Alex, nu pot să stau cu toate astea, ai răbdare. Așa, mă, Alex, gata, mi-am făcut astea, acum să-l deschidem frumos. Bă, dar cum l-ai găsit, mă, tu aici, pe bune, adică pe bune? Mă, ce face? Mă, uite cum fuge. Lasă, că e amuzant, lasă, că e amuzant. Ia să vedem, mă, ce mi-a pregătit, dar să-l dacă ăsta ar trebui să fie pentru mine că l-a găsit Alex. Ia să vedem. Acest cadou este pentru Nabul de Rafael. Da, 100%. Da, wow, foarte amuzant. Dar să-l ți-am adus ție și mie. Cum zic că, Alex, el mi-a făcut mie cadou și scrie că și-a adus și lui, cum ar veni că e și cadoul lui. Da, uite. Da, wow, foarte amuzant. Nici nu ne bagă în seamă. În fine, ia să citesc mai departe. Ce scrie aici? Un animal de companie ți-am adus că ne trebuie și pentru că dețin diner, am luat un costum și niște ingrediente pentru tine ca să gătești. Mă, Alex, cum adică? Și ce animal de companie mi-a luat? Nu mi-a luat nici animal de companie aici. Mă, ce fac eu cu toate prostiile astea? Lasă-le aici, poți să le iei tu, Alex, că deja mă enervează. Mă, dar să-l, ce animal de companie? Porc? Ăsta e animal. Mamă, ce amuzant ești. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Dar să-l, lasă-ne. Și acum Alex a zis că mai e unul la diner sau ce a spus el? Da, așa a zis. Așa mi-ai zis tu, de fapt, că e unul la diner. Da, e unul la diner și ce cadou? Mă, dar ce? Mă, Alex, ți se pare amuzant ceea ce a făcut Darusel aici? Alex, așteaptă-mă. Stai, mă, hai să mai vorbim, Alex, că deja vorbesc prea mult și mă cam enervează. Mă, Darusel, ce e cu jocul ăsta, Darusel? Poți să ne spui și nouă? Ok, nu vrea să ne bagi în seamă, deci dar să-l vrea să găsim totul cum ar fi în ea. Venim aici, venim aici la diner și ce găsim la diner? Mă, ce-ai făcut, mai spart geamurile pe aici? Nu, el e. Da, am înțeles, ok, Ali. Și ce să căutăm, mă, ce să căutăm? Să căutăm cadouri, ce cadouri, mă, pe aici? Cadou, mă, ce, mă cam enervează, dar să-l cu toate treburile astea pe aici, sincer, dar pe... Mă, ce cu ce să stai aici, Alice? Contract de angajare, Alice, uite-te puțin, contract de angajare, Alice, unde te angajezi, Alice? Stai. Contract de angajare, Alice. Ce? Mă, Alice, ce? Cum adică contract de angajare? La ce te angajezi, mă, Alice? Păi, ai restaurant? Contract de angajare, Rafael. Cum adică, mă, stai puțin, cum adică contract de angajare? Stai puțin, deci el, stai puțin, dacă citesc ăsta, ne trebuie și pentru diner de țin, am un costum și niște ingrediente pentru tine ca să gătești, mă, Darusel, vreau să fiu bucătar la diner. Mă, Darusel, ce vrei să faci? Mă, ce? Poți să vorbești, dar să nu mai pui chesturi pe aici? Mă, ce fac? Alice, uite-te la Darusel. Stai, băi. Vezi lucra la diner după sărbători 2024. Păi, Darusel, cum adică să lucrăm la diner? Cine ți-a zis că o să lucrăm la diner? Bă, Alice, tu l-auzi pe ăsta? Da, chestia e că din ce văd contractul e cam semnat și nu prea... Păi cum adică ai semnat contractul? L-am semnat și pată, adică nu, că am nevoie la baie. Al meu e la mine, cum l-ai semnat? Bă, stai mai acum, da, adică, okay. Păi mai trimite când eu ți l-am dat, okay. Am nevoie la baie. Bine, asta înseamnă, mă, dar să ce cauți așa îmbrăcat? Adică, pe bune, care e treaba cu tine? Nu știu, bă, dar să le, mă, cam enervez, sincer, mă, du-te, mă, de aici, pe bune, dar mă, nu-ți mai zis, bă, Alice, Alice, mă, tu, cum adică vrei să, tu vrei să ne angajăm la Darusel la restaurant aici? Bă, păi, dar eu nu vreau, bă, că eu am pizzeria, bă, mă, de fapt, pleacă, bă, de aici, că trebuie să vorbesc ceva. Păi nu ne mai angajăm dacă dă noi, lasă, că îl dă la, mă, pe mâna poliției, dacă faci... Deci, eu m-aș angaja și îl storc pe el de bani, lucrez aici și după aia îi bag toți banii în pizzeria mea. Bă, vezi că ai dreptate, cred că o să fac și eu, să-mi deschid și eu afaceri ceva, că dar să nu se poate cu ăsta. Bă, alo, cum adică, îmi faci mie concurență? Păi cum adică, păi nu, cine a zis că deschide restaurant? Bine, hai. Ok. Așa, da, ne angajăm. Da, la ce să te angajezi, că uite, dar să cel mai ciudat de ăsta, nu știu, Alice, bă, poate dacă ar începe dar să vorbească cu noi, poate așa, dacă n-ar mai face așa pe mascota, dar să uite-te cum s-a îmbrăcat, e fetiță, dar să e fetiță, uite-te, mă, la el e fetiță, dar să fetiță. Alice, am o propunere, fii atentă, vino aici, eu zic să ne angajăm doar dacă dar o să vorbească cu noi, ce spui de asta? Sunt de acord. Ok, acum așteptăm ca dar să vină aici, poate are de gând să vorbească cu noi, ne pune la masă, dacă vine, dacă nu,
nu foarte, foarte bine ales. Ne punem aici, stăm la masă și îl așteptăm. Dacă vine, dacă nu, bă, nu, n-aș vrea să fac asta, dar bă, de cine știe ce. Mă, ce tu faci? Oh, da, ok, las, să sperăm că vine, dar o să-l știu. Bă, dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.